dimineața! Bună dimineața tuturor! Ne bucurăm enorm să fim astăzi împreună cu voi. Ne-am fi dorit să fim chiar și împreună, să ne vedem. Și cu această ocazie fac anunțul oficial. La anul ne vedem în persoană și sper să nu ne mai împiedice nimic să ne reluăm activitățile obișnuite. Astăzi subiectul sunt din nou puștri și pentru că avem foarte multe întrebări, fiecare în cabinetele noastre de consultații și le regăsim aceleași întrebări pe rețelele voastre, în comunitate. Ce facem când copilul meu se pregătește să meargă la grădiniță? Cum faceți voi cu examenele? Cum faceți cu viața de zi cu zi? Subiectul astăzi este cu diabetul la școală. Cu ce vom începe însă, pentru că așa v-am obișnuit de fiecare dată, este cu prezentarea clasică, numai o secundă, cu prezentarea clasică, ce în anul 2022 în diabetul zaharat tip 1, sau altfel spus, cu diabetul la congres. Și ceea ce veți vedea prezentat sunt lucrurile care s-au discutat între medici la congresul anual de tehnologie, tehnologie avansate, cum îl numesc ei, în diabetul zaharat. Și aici întotdeauna cele mai multe prezentări vizează copiii cu diabet zaharat tip 1 și congresul european, care din ce în ce mai mult începe să aibă și participare din Statele Unite ale Americii, care s-a susținut în septembrie. Și încep cu tehnologia, pentru că ceea ce s-a discutat enorm anul acesta a fost tehnologie. Vine din spate, noi știm că avem senzori, avem pompe, dar vine din ce în ce mai mult din spate o tehnologie care se adresează și pacienților care sunt în continuare pe pen. Pentru că mulți dintre copiii noștri sunt pe pen, cel mai mulți dintre tinerii cu diabet zaharat tip 1 sunt pe pen și începe să progreseze și tehnologia din acest punct de vedere. Și încep să apară smart penuri, cum spunem noi, sau capace pentru penuri, care înregistrează ultima doză pe care ați făcut-o. Înregistrează nu doar ora, ci și doza efectiv pe care ați făcut-o. Și vă aduc aminte că noi avem un astfel de capac de pen, Malia se numește, la distribuitorul din țara noastră. Este adevărat că aceste capace de pen merg doar pe penurile preumplute în acest moment. Și avem și încep să apară penuri a căror aplicație, în care practic se descarcă faptul că voi ați făcut insulina și ce doză de insulină ați făcut, această aplicație a penului merge ca informație în aplicația senzorului. Și voi și mai noi ca medici vom putea vedea pe graficul de glicemie din senzor inclusiv unde ați făcut insulina, câte unități ați făcut și în felul acesta nu mai trebuie să adăugați această informație așa cum noi vă rugăm de fiecare dată să faceți înainte de a veni la consultație. Discutăm deci despre un pen al Novo Nordisk care comunică practic cu senzorul, cu aplicația senzorului libre. Metronicul a lansat anul un pen in penul practic, da, cu transmiterea datelor în aplicația lui Kerling și Sanofi și Eli Lilly, deci toate casele mari de insulină pregătesc astfel de penuri pentru ca informația să ajungă mai bine la medic și noi să vă putem ajuta mai mult pe voi. Și ajungem la binecunoscuții senzori de monitorizare a glicemiei. Ce este spectaculos în anul acesta, deja aș spune că senzorii, să știți, sunt istorie. Într-adevăr, încep să apară și sunt feluri și tipuri de senzori din ce în ce mai noi și perfecționăm ce am avut. Da? Însă, ceea ce este nou este că vorbim de senzori în mult mai multe indicații decât diabetul tip 1. Deja în acest moment în Europa,
Foarte multe țări europene susțin gratuit senzorii pentru pacienții tip 2. Vorbim de senzori în terapie intensivă, în mod uzual, până acum am vorbit în studii, dar acum vorbim în mod uzual. Vorbim de monitorizare cu senzor al pacientului care nu are diabet, dar a fost descoperit cu hiperglicemie și se pregătește de o operație sau este internat cu pneumonie sau COVID și primește senzor, pentru că este foarte clar că susținând o glicemie normală, toate celelalte patologii vor evolua cum trebuie. S-a insistat și eu am pus aici din nou pentru voi, pentru cei care sunteți noi, între noi, corespondența între indicatorul foarte important, acest time in range, deci corespondența între el și hemoglobina glicată, în principiu, pentru un time in range de 70%, corespunde o glicată de 7. De aceea, targetul nostru, și când ne uităm în rapoartele voastre, tot timpul ne auziți, ok, este peste 70%, aici sunteți bine. Când îl vedem pe 80%, ne așteptăm ca glicata să fie chiar mai bună, 6-5, iar când performanța noastră începe cu 6, deci cam 60%, în mod clar, ca glicată, probabil suntem peste 7. Deci, țintiți către 70%. Și trecem la tipurile de senzori despre care s-a vorbit mai mult anul acesta. Aceștia doi sunt cei pe care îi avem sau următorul îl vom avea în țara noastră. Sunteți deja familiarizat cu el. Vorbim de senzorul Medtronic Guardian 4, care are aprobare la copii cu vârsta peste 7 ani și adulți, bineînțeles, față de Guardian 3. Nu are nevoie de calibrări. În continuare, ca și durata warm-up-ului, avem 2 ore, 7 zile ca durată de funcționare. Va fi compatibil și este compatibil cu penul despre care vă spuneam, care ar putea trimite datele în aplicația lui și pregătește țara noastră lansarea unei versiuni de Dexcom, Dexcom One, care a fost lansat și în alte țări europene, cum ar fi, de exemplu, Spania, l-am regăsit, în Marea Britanie. Mai multe despre el și funcționalitatea lui veți auzi la momentul la care el va fi lansat. Înțeleg că data de lansare va fi 23 noiembrie. Dexcom 7, foarte mulți dintre voi l-ați așteptat, o parte dintre voi poate că îl și purtați. Da, el este deja lansat și începe să fie prezent în Europa și în Marea Britanie. Este senzorul cu warm-up-ul cel mai mic în acest moment. Are un warm-up de 30 de minute și sunt pacienți pe rețele care scriu că uneori durează și doar 25 de minute. În rest, în tocmai ca la G6, durată 10 zile, nu necesită calibrări. Libre 3 este senzorul care are dimensiunea cea mai mică. Deocamdată nici măcar G7 nu este la performanța ca dimensiune a senzorului Libre 3. Personal, eu îl folosesc foarte mult la copiii foarte mici, de 1 an, 2 ani, pentru că își găsește foarte bine locul pe corpușorul lui. Are 14 zile ca durată, cum probabil că știați, un warm-up de 1 oră și în continuare nu necesită calibrări. Ce are el deosebit, iarăși, față de ceilalți senzori, este că oferă citire la fiecare minut. Toți ceilalți senzori oferă citiri la fiecare 5 minute, pe când aici avem citire și implicit alertă la fiecare minut. Și pe urmă, vedeta acestui an, bineînțeles, au fost sistemele hybrid closed loop, adică sisteme în care senzorul comunică unei pompe glicemia și în pompă avem un motor de inteligență artificială care controlează funcționalitatea pompei. Pe lângă acestea, la fel s-a discutat foarte mult despre aceste sisteme AID, adică Automated Insulin Delivery. Înainte noi le spuneam sisteme do-it-yourself, sunt sisteme artizanale, să spun, pe care părinți cu aptitudini, să spunem așa, și IT și cu foarte bune cunoștințe în ceea ce privește îngrijirea diabetului, au pus la capăt aceste aplicații, acest algoritm care pun împreună
pompa cu senzorul și vedeți că avem foarte multe sisteme de acest gen în America și în Europa. În țara noastră avem Minimedu 780G, dar în Europa găsim și Control IQ, de exemplu. Omnipodul 5, vom vedea imediat, este pe cale de apariție în Europa, pentru că are deja aprobare. Avem un algoritm, Chem EPS, este o pompă Dana cu fir, cu senzorul Dexcom G6 și algoritmul de la Cambridge. Avem Diabel Loop, de exemplu, în 4 țări europene, da? O pompă roșie și senzorul Dexcom G6 și s-au încheiat studiile pentru ILET. Deci foarte, foarte multe sisteme care vor veni până la urmă, sper, și o parte din ele și în țara noastră, dar măcar în Uniunea Europeană pentru a avea un oarecare acces la ele. S-a discutat foarte mult și pentru voi și mai ales pentru noi, sunt foarte importante aceste rezultate în viața reală. Deci nu neapărat din studiile clinice, ci efectiv ce se întâmplă în viața reală. Și aici vedeți, pentru pompa 780G, datele a 25.000 de utilizatori din Uniunea Europeană, deci țări din Europa în principal, în care la acești toți utilizatori, timpul pe verde, timing range în media a fost 74,3%, deci peste 70%. Și ce vroiam eu să vă mai arăt este că, vedeți, aici sunt date, sunt prezentate datele din fiecare țară, cu performanțele ale pacienților din fiecare țară. Ce vroiam eu să subliniez este că printre consimțămintele pe care sistemul CareLink vi le cere de multe ori când intrați să vă relogați și să dați consimțăminte, unul din acele consimțăminte este acesta, ca datele voastre să poată fi văzute anonimizat în aceste situații, pentru ca noi doctorii să învățăm de fapt și de drept de la voi ce se întâmplă în real life. La fel, ce arată datele este ceea ce noi știam de fapt, că cu cât facem mai multe bolusuri și dacă suntem cu pen până la urmă, din ce facem corecții, din ce facem mai multe prize de insulină, din asta timpul în normoglicemie va fi mai mare. Și ajungem la Omnipodul 5. Foarte mulți dintre voi îl așteptați. Omnipodul 5 este un hibrid closed loop între Dexcomul G6 la acest moment și Omnipodul Dash, să spunem așa, cu un algoritm de inteligență artificială. La ambele congrese au fost prezentate performanțele acestui sistem. De aproximativ o lună avem aprobare pentru Uniunea Europeană pentru sistemul Omnipod 5 de la vârsta de 2 ani și urmează anunțul lor oficial de lansare a fost pentru primul trimestru al anului următor. Vedeți performanțele lui în ceea ce privește hemoglobina glicată la copiii preșcolari, la copii practic mari și la adulți și adolescenți. În medie reduce glicata între 0,3 și 0,7, dar depinde enorm de glicata cu care porniți. Dacă voi porniți deja cu o glicată de 6,2, nu mă aștept să vă coboare glicata cu 0,5, mă aștept doar să vă îmbunătățească calitatea vieții. Mențineți același echilibru foarte bun, dar cu mult mai puține manevre și clar cu mai puține hipoglicemii. Deci nu vă faceți calculul cu cât o să mă coboare, cum va fi glicata mea dacă sistemele astea coboară 0,5, pentru că valoarea cu care coboară glicata depinde enorm cu valoarea de care pornim. Ce am vrut eu să subliniez aici? Unu, că în mod clar următorii 2 ani, aș zice eu, vom învăța că algoritmul, să zic, de la Medtronic este mai agresiv în sensul bun al cuvântului, în sensul că coboară mai mult glicata, dar ar fi bun și mult mai bun pentru adolescenți. Algoritmul de la un alt sistem, să zic, e mai blând și atunci poate e mai potrivit pentru copii mai mici. Intrăm într-o altă lume, într-o cu totul și cu totul altă lume. Doi, întotdeauna aceste sisteme vor pune, cel puțin în acest moment, pe primul loc, siguranța. Da? Adică prevenirea
hipoglicemie și apoi pe locul 2 să vă ducă la glicata perfectă pe care vă doriți. Este lucru pe care eu îl spun de multe ori pacienților când mă sună și spun: doamna doctor, pompa nu face corecții sau nu știu, pompa nu mai dă insulina așa multă cum dădea, pentru că cu siguranță a simțit pericolul și s-a înfrânat. Este un fenomen pe care aceste sisteme îl au. Se înfrânează, își reduc livrarea de insulină, tocmai pentru că au simțit pericolul de hipoglicemie. Trebuie clar să învățați să lucrați cu o pompă obișnuită, chiar și cu aceste sisteme automate, pentru că sunt multe situații în care veți fi voi șoferul vostru, în modul așa cum numim manual. Nu veți sta tot timpul pe șofer automat. Doi, trebuie să știți că va trebui să interacționați cu sistemul, deci pentru cei care nu sunteți utilizatori de pompe și vă gândiți să achiziționați o pompă care lucrează singură, cum mai spunem între noi, trebuie să știți că trebuie să munciți un pic și cu aceasta. Trebuie să-i spuneți că mâncați, trebuie să știți să calculați carbohidrații, trebuie să-i spuneți că vreți corecție când glicemia e mare, că nu face chiar tot. Și trei, trebuie să fiți complianți. Din ce sunteți mai complianți, din asta, practic, pompa va avea performanțele mai bune. Acesta este sistemul CAM-APS, Cambridge Artificial Pancreas System. Ce vreau să vă arăt este că prima lui aprobare a fost pentru pacienți spitalizați, nu cu diabet zahara tip 1, care aveau nevoie de insulinoterapie pentru că, repet, s-au internat, să spunem, pentru apendicită și când s-au internat a fost descoperită o glicemie de 220, ei necunoscându-se anterior cu diabet. Deci multe dintre aceste sisteme își au utilitatea nu doar în diabetul tip 1. Un alt sistem, Control IQ, cu o pompă cu fir, Teslim, el există și este foarte bine folosit și în Statele Unite ale Americii și în Europa. Și, să spunem așa, s-a discutat la fel de mult cum s-a discutat despre Omnipodul 5, despre pancreasul bionic ILED. Doctorul Steven Russell din Statele Unite ale Americii, al cărui copil, să știți că are diabet undeva de pe la vârsta de 4-5 ani, este primul sistem de pancreas artificial care nu cere foarte multe date de la pacient, dar veți vedea că asta are și un lucru negativ. Da? Practic, faptul că nu trebuie să numărăm carbohidrații, că anunțăm pompa că voi mânca micul dejun sau prânz sau cină și la cantitate sau mărimea mesei trebuie să spun o masă obișnuită, o masă mai mică sau o masă mai mare decât ceea ce mănânc de obicei. Ce vreau eu însă să vă arăt este performanțele pe care le obțin cu atât de puțină precizie. Adică glicata pe care am obținut-o, e adevărat, pornind de la 7-9, cu eforturi destul de mici, pentru că nu trebuie să număr carbohidrații, doar trebuie să anunț sistemul că voi mânca, este clar peste 7. Adică dacă voi, da, și la copii, de la 8,1 la 7,5. Deci până la urmă precizia și ceea ce vă învățăm noi mereu, socotiți carbohidrații, fiți cât mai preciși în ceea ce privește cantitatea, este ceea ce vă ajută să coborâți glicata sub 7 și să vă apropiați de 6. Și sunt multe discuții, multe, multe alte discuții, în afară de a perfecționa aceste sisteme, începem să vorbim dacă nu ar fi ok să folosim aceste sisteme hibrid closed loop de la debutul diabetului, să spunem în primul an de diabet, poate că ar reuși să ne păstreze mai bine rezerva de insulină și deja sunt mai multe studii care au încercat să dovedească asta. Din punct de vedere al valorii peptidului C, lucrurile sunt oarecum dezamăgitoare, pentru că, într-adevăr, nu prezervă mai bine valoarea peptidului C, dar păstrează mult mai mult timp valoarea bună a glicatei pe care voi o aveți în primul an de diabet ca urmare a rezervei de insulină un pic păstrate. Așa cum vedeți, aici practic este graficul hemoglobinei glicate pe 2 ani de zile la persoana care practic merge pe penuri, să spun, după 6 luni, 9 luni, deja glicata începe încet, încet să crească, pe când dacă folosesc un sistem hibrid closed loop, reușesc să mențin glicata pe care am avut-o în perioada de remisie. S-a discutat enorm despre sistemele artizanale, do it yourself, s-a eliberat, să spun așa, s-a elaborat un ghid pentru medici ca modalitate de abordare și de răspuns la pacienții care folosesc aceste sisteme.
În registrul american, să spunem așa, de diabet tip 1, arată că dacă comparăm sistemele hibrid closed loop comerciale, să spun cele făcute de firme, trecute prin studii, da, și aprobări, sau o pompă artizanală, obține aceeași glicată. Vedeți aici, o medie a glicatei cam de 6,8 pe sistemele comerciale hibrid closed loop, pe pompele gen 640G, deci predictiv low suspend, și pe sistemele artizanale. Și vorbim, începem să vorbim despre sisteme closed loop la persoane cu diabet de tip 1 vârstnice, peste 60 de ani, despre closed loop în tipul 2 de diabet, insulinotratat, de cele mai multe ori intensiv, și vorbim în continuare și de alte modalități de tratament. Am început să vorbim în Europa despre insulina inhalatorie, până la acest moment ea a fost o discuție mai mult în Statele Unite, începem să ne gândim la asta și în Europa. Există de mai mulți ani discuții legate de medicație specifică diabetului de tip 2 și anume obezități, care ar putea să ajute diabetul tip 1, și au fost prezentări despre transplantul de celule beta, la care minusul major rămâne în continuare terapia imunosupresoare pe viață. Ce este iarăși nou pentru ultimii 1-2 ani sunt întrebările voastre și ale noastre ca medici: de ce a apărut diabetul tip 1, ce am putea face pentru a-l preveni, ce am putea face pentru a opri instalarea lui și când, de fapt și de drept, au început aceste lucruri. Pentru că noi nu avem răspunsul clar la aceste întrebări. Dacă am avea, poate că am putea face mai mult. Prezentările, practic, au demonstrat ceea ce, într-un fel, știam, că, în mod clar, această proces al autoimunității începe devreme, în copilărie, și că vârsta contează, într-adevăr, că acest risc al autoimunității scade odată cu vârsta și, cum vedeți, el este, într-adevăr, destul de aproape de al unei persoane care nu va face diabet de undeva de după vârsta de 10-12 ani, dar că riscul este major în primii 3 ani de viață, și arată ceea ce noi vedem în ultimii ani, copii din ce în ce mai mici cu debut al diabetului, că la această predispoziție și declanșarea autoimunității contribuie într-adevăr și factor viral, și factor care țin, de exemplu, de obezitate, pentru că aceasta epuizează mai repede celula beta, și din ce în ce mai multe voci care spun că intră și acționează inclusiv flora digestivă. Sunt foarte multe studii derulate, eu aceste slide-uri le pun ca voi să vedeți că lumea medicală caută răspunsuri pentru voi, caută soluții pentru voi, caută soluții pentru frații copiilor voștri ca să nu facă diabet. Da? Există foarte multe studii, s-a încercat cu insulină injectabilă, cu insulină orală, cu insulină nazală, cu multe alte medicamente pe care nu le vedeți practic, da, aici prezentate. În continuare există studii, aici practic aveți două dile declanșate la fel pe frați și surori ale copiilor cu diabet zaharat tip 1, la care s-a descoperit această predispoziție genetică. Un studiu vizează administrarea de insulină orală pentru a induce, cum spune aici, toleranța la insulină și a nu face autoanticorp anti-insulină. Așteptăm rezultatele acestui studiu undeva în anul 2025, iar aici avem un studiu cu probiotic administrat, practic, surorei copilașilor cu diabet. Acest studiu încă controlează și este proiectat a se încheia undeva în 2027. Și un alt studiu este primul studiu care aduce niște beneficii, niște rezultate pozitive prin administrarea de GAD. Mulți dintre voi cunoașteți aceste inițiale GAD din autoanticorpi anti-GAD, pe care practic îi detectăm de multe ori pozitiv la copilașii voștri. În acest studiu a fost administrat direct la nivel de ganglion acest GAD recombinat, să spun așa, și pare să aibă beneficii în modularea autoimunității, adică reduce atacul imun asupra celulelor beta. Deci lumea
cercetează și încearcă să găsească soluții pentru voi. Și ei, cu câteva, trei lucruri esențiale, mi s-au părut esențiale, sunt vechi, dar sunt foarte importante, nu uitați de Baximi și vreau să-l priviți nu ca pe tratamentul Comenhipo, voi trebuie să preveniți hipoglicemia severă, nu trebuie să ajungeți acolo și să o tratați, ci trebuie să o preveniți. În ultimii 2 ani, să spun așa, modalitățile în care sau situațiile în care l-am folosit de cele mai multe ori a fost când ați încurcat insulina lentă cu rapidă și la ora 22, în loc să faceți doza de insulină lentă, ați făcut insulina rapidă și pentru că, eu știu, burtica copilului era deja plină sau voi ați fost prea speriați și agitați, copilul nu vrea să mănânce, țineți cont că Baximi poate fi administrat când începe vârful insulinei pe care ați administrat-o. Am administrat-o pentru situațiile în care, ca urmare a virozelor intestinale, nu absorbție la carbohidrați și voi ați apucat să faceți insulina de masă și vine, practic, hipoglicemia. Sau la hipoglicemii la care ați dat carbohidrați, 5, 10, 15, 20 și totuși glicemia nu urcă. Sunteți tot acolo la valori de 50-60. Puteți să administrați Baximi. Faceți un demo cu copilul vostru, dacă copilul este mare și ar putea să și-l administreze singur. Când veți avea un kit expirat, nu-l aruncați nedeschis, să spun așa, da? Aruncați-l în aer, faceți un demo, cum zic, cu copilul, faceți un demo cu doamna învățătoare sau cu doamna educatoare pentru a învăța ce ușor este să îl folosească. Dacă voi sunați la grădiniță, să spun, și spuneți, doamna are glicemia foarte mică, dați-i să mănânce, și doamna spune, nu poate să mănânce, varsă, și voi aveți glicemia 50 și coboară pe senzor. Da? Deci folosiți kitul expirat pentru a face o demonstrație. Nu folosiți pentru demonstrație kitul bun, pentru că este foarte scump și nu putem prescrie foarte multe. Iar ca analize de bilanț anual, bilanțul anual de analize, să spun așa, se publică în fiecare an undeva la sfârșitul lunii decembrie, început de ianuarie, de către Societatea Americană de Diabet. Ce vroiam eu să nu uitați să punctați și să căutați pe analizele voastre este screeningul de tiroidă obligatoriu anual, screeningul de celiacă, da, obligatoriu anual la copii mici și copii mari, undeva de la adolescenți screeningul poate să fie un pic mai rar la 3 ani, la 5 ani, deși aici nu există un agreement internațional. Peptidul C are rost să-l măsurați o dată pe an câtă vreme el este prezent, pentru că pentru noi ca medici are semnificație și nu uitați de vitamina D. Și ultimul lucru foarte important, arătați medicului și cereți medicului, dacă nu o face singur, să se uite la locurile de injectare și locurile de pompă și senzor. Pentru că este esențial să vedem practic aceste lucruri. Dacă locurile sunt modificate, înțepăm de multe ori degeaba cu insulină, pentru că nu-și respectă profilul și este păcat de tot ceea ce faceți. Da? Cam asta a fost ce s-a întâmplat anul acesta. Ce vom trece să facem acum, în acest moment, practic, este să începem prezentările cu diabetul la școală și grădiniță. Vom începe cu cei mai mici și cei mai drăgălași cu diabetul la grădiniță și savoarea zilei de astăzi sunt două mămici pe care le-am ales de copii la grădiniță, de pui la grădiniță. De ce le-am ales pe ele? Pentru că unul dintre copii face insulina cu penul, mămica face insulina cu penul și celălalt copil face insulina cu pompița. Deci avem ambele ipostaze, da? Și eu am să vă rog pe voi să puneți întrebări. În acest moment eu le voi pune lor întrebările, însă pe parcursul prezentărilor vom lua întrebările voastre și vom încerca să le răspundem noi ca medici sau mămicile, în funcție de cine este cel mai potrivit, să spunem așa, cel care ar putea să răspundă întrebărilor. Andreea, Floris, puteți intra? Bună ziua! Bună ziua.
Bun, deci vă prezint pe Andreea, mămica lui Tudor, și am să o rog să îl prezinte un pic pe Tudor, întâi, de când are Tudor diabet și de când poartă pompiță, Andreea. Tudor are diabet de la vârsta de 9 luni. Am început cu pompă metronică cam la un an de zile după diagnostic, cu aproximație. Și după încă un an de utilizare a pompei metronic, am făcut switch pe pompă Omnipod, cu aproximație. Cam astea sunt datele. În Care prezent. ar fi motivul, Andreea, da, ca toată lumea totuși să înțeleagă? Care mai ții minte de ce am ales noi Omnipod în loc de Medtronic? Principalul la noi a fost senzorul care ne-a făcut să facem Și așa. modificarea, în Ok. sensul că nu aveam o compatibilitate foarte bună cu senzorul Medtronic și atunci am trecut pe senzorul de la Dexcom. Pentru a păstra totuși avantajele unei pompe care se oprește singură la hipoglicemie, așa cum făcea pompa Medtronic, am mers în combinație cu Omnipod și un sistem de loop. Deci, în prezent, Tudor este pe pompa Omnipod, senzor Dexcom și avem sistemul loop. Perfect. Bun. Și acum o introducem pe Floris, mămica lui Ava, mămica Avei. Floris, ne spui două cuvinte despre Ava? Sigur că da. Ava a fost diagnosticată la 1 an și 7 luni. În prezent are 3 ani și noi suntem momentan cu penul. Și ne bucurăm de tot ceea ce învățăm și tot ceea ce am învățat până în prezent. Și am învățat să ne bucurăm cu diabetul, într-un cuvânt. Acum, Floris, cum a fost când v-ați hotărât să mergeți la grădiniță? Ce ai spus tu doamnei, în primul rând? Cum ți-ai făcut introducerea, să zic Da, așa, la grădiniță? am făcut o scurtă introducere a diabetului de tip 1, ca să înțeleagă exact ce este. Am făcut un mic tabel ce înseamnă hipoglicemiile, dar de la cât să acționeze doamna educatoare în cazul unei hipoglicemii. De exemplu, am spus că vrem să-i se dea ceva, gen suc sau biscuite, lucruri pe care ea deja le are în ghiozdănaș, când are 100 în coborâre. Senzorul fiind cu 15 minute mai întârziat, atunci să acționeze din timp încât să nu se ajungă la o hipoglicemie reală sau o hipoglicemie severă. Iar pentru glicemiile mai mari, vin eu și fac insulină. Dar, momentan, într-un an și un pic de grădiniță, pot să zic că numărăm pe degetele de la o mână acele cazuri. La ce glicemie, Floris, te-ai duce să faci o corecție cu insulină? Peste 240-250 facem noi Că totuși corecția. trebuie, exact, da? Că totuși trebuie să avem grijă că copiii acolo se joacă și riscul ca glicemia să coboare mai mult decât ne-am dorit după o corecție este destul de mare. Acum, Andreea, trec la tine din nou. Ce faci la momentul la care este o petrecere la grădiniță? În principiu, în momentul în care sunt zile de naștere sărbătorite la grădinițe, doamnele mă anunță, nu știu, cam cu o oră înainte să fie servit tortul. În funcție de glicemia pe care o are Tudor, le rog să administreze insulină, să introducă o cantitate de carbohidrați. După care îi cântăresc tortul și facem completarea carbohidraților în funcție de cantitatea de cât tort mănâncă. La cât socotești tortul, Andreea, dacă tot ai deschis
Este un pic aproximativ, în sensul că doamnele cântăresc tortul, mă uit așa un pic în poză, că îmi trimit poză cu mâncarea, cu ce trebuie să, ce urmează să mănânce Tudor, și de multe ori sunt și foarte drăguțe și îmi spun, am scos marțipanul sau este tort cu fructe și nu mai știu ce, și mă aproximez cam cât ar putea să aibă pe 100 de grame și în funcție de asta calculăm carbohidrații. Mm-hmm. Un pic orientativ, din păcate. Cum se descurcă doamnele, Andreea? Pentru că așa este, clar, asta este orientativ. Și uite, am să o întreb de data aceasta pe doamna doctor Laura Barna. Laura, cum ar trebui să calculăm tortul? Dă-ne un exemplu, între un tort, să spunem, sau prăjitură, gen tort cu ciocolată, sau gen diplomat. Acum, experiența mea este dublă, în sensul că este și experiență casnică de mămică de copil cu diabet și experiență de medic, care noi la spital putem să zicem că avem situații în care servim copiii cu tort la spital când sunt zile de naștere și sunt părinți care doresc să sărbătorească cu toți pacienții și atunci servim tort. Noi în general recomandăm, dacă există varianta de tort cu frișcă sau cu fructe, undeva între 30-35% calculăm tortul sau prăjiturile, gen diplomat sau tort cu frișcă, iar dacă sunt prăjituri sau torturi cu creme, cu ciocolată, undeva la 50-60%, cu grijă, pentru că foarte multe din aceste prăjituri cu multă ciocolată, cu multe creme grase, au mult unt, au multe lipide, iar indexul glicemic este așa cum nu te-ai aștepta, adică te-ai aștepta fiind o prăjitură să fie un index glicemic rapid și dacă ai, de exemplu, pompă de insulină, să administrezi bolusul standard, la pompele clasice acum. De multe ori chiar este cazul, mai ales la cei care au insuline ultra-rapide în pompe, FIASP, de exemplu, să recomandăm chiar la prăjituri bolusuri duale, tocmai din cauza acestui index glicemic care nu este foarte crescut. Deci undeva 30-35 recomandăm cele cu frișcă și cu fructe și undeva 50-60% recomandăm cele cu ciocolată sau cu creme mai consistente. Undeva mai mult de 60% nu prea am calculat și pacienții, feedback-urile din partea lor și ceea ce se întâmplă în spital, că noi vedem în gărzi, merge bine. Deci merge bine. Glicemiile postprandiale la ora 15, după ce ei mănâncă tort, 90% sunt în target. Okay. Asta putem să, și Laura poate să confirme, că noi asta vedem în gărzi și avem 40 de pacienți care toți mănâncă tort și atunci sigur că sunt diferențe, dar în general aceste estimări aproximative, cum zicea și mămica, sunt corecte. Sunt corecte. Nu știm cu exactitate, bineînțeles, numai dacă le gătim noi în casă putem să știm cu exactitate cantitatea de glucide și nici atunci nu putem să estimăm corect indexul glicemic. Acum, Floris, pentru că sunt foarte multe discuții între părinți, Ava a fost acceptată ușor la grădiniță sau mai greu? Din cauza diabetului, să spunem așa. Am auzit și eu acele discuții și m-au înfiorat ca părinte, ca mamă și m-am îngrijorat și încă nu știm ce va fi în viitor, dar la Ava a fost un caz fericit, a fost acceptată și asta ne-a bucurat și chiar doamnele se implică cât pot ele de mult, cu anumite limite, că nu vor și nu pot să-și asume responsabilitatea exact ca un părinte, dar urmăresc fiecare simptom al ei, fiecare stare, mă sună, comunică la sfârșit de zi cum a fost, deci pot să zic că ea este acceptată și doamnele sunt foarte, foarte grijurii.
Doamnele au acces la valoarea de glicemie din senzor a AVEI? Da, da, ele stau cu telefonul și verifică din când în când, na, au alarmele setate. Uneori, mai ales la început, eu ca mamă, care mi-a fost foarte greu să predau frâiele diabetului altcuiva, mai trimiteam când un mesaj, vedeți că se apropie o hipoglicemie, puteți să-i dați o guriță de suc sau, mă rog, un biscuite sau ceva, dar deja eram anunțată, stați liniștită, deja i-am dat. Deci... Okay. Acum, după un an și ceva, chiar pot să zic că în acele ore de grădiniță stau liniștită și verific senzorul mult mai rar. Floris, cam câtă vreme ai mers la grădiniță sau ai stat lângă grădiniță ca să fii sigură că Ava e bine înăuntru, acolo? Sau deloc? De la început tu te-ai întors acasă? Aș putea să zic că deloc, pentru că grădinița e la 10 minute de mers pe jos. Aha. Ok. Și asta m-a încurajat să stau acasă, chiar dacă am stat pe canapea gata de plecare oricând în prima lună, cel puțin nu am avut alt program în timpul orelor de grădiniță. Da, pentru că de asta întreb, majoritatea părinților, bunicilor stau la poarta grădiniței și așteaptă, dacă este nevoie de ei, să fie acolo pentru a interveni. Trec la Andreea acum, pentru că Andreea e mai complicată, Andreea avea și pompă la momentul acela. Cum a fost începutul pentru voi, Andreea? În prima săptămână de grădiniță am mers cu Tudor în fiecare zi și în primele zile le-am prezentat eu doamnelor cum trebuie să administreze, să utilizeze aplicația. Ulterior au făcut doamnele, iar eu doar supravegheam. Cam după o săptămână m-am retras complet, rămânând, bineînțeles, disponibilă la telefon. Nu am stat la poartă, ținând cont că prima săptămână am intrat cu el tocmai pentru a le explica cum să utilizeze aplicația. Tudor mănâncă la grădiniță micul dejun și mai are o gustare la ora 11, o gustare de fructe. Am trecut practic prin tot ce înseamnă o masă. Cântăritul alimentelor, nu calculează dânsele carbohidrații, îmi trimit de fiecare dată poză cu ce urmează să mănânce. Mesele sunt calculate tot așa orientativ, în sensul că dacă are pâine cu unt și cașcaval, nu cântăresc pâinea înainte, cântăresc sandwich-ul cu totul, dar am cântărit mai multe felii de pâine la grădiniță cât am fost acolo, ca să văd care este gramajul. Și acum pur și simplu în funcție de poza pe care mi-o trimit, aproximez restul elementelor din farfurie. Mai are câteodată pâine cu ceva, o felie de castravete, o bucată de ardei, cam așa. Perfect, perfect. Acum, trecem la viziunea, să spunem așa, a medicului. Doamna doctor Laura Pescaru ne va vorbi despre principalele probleme, să spun așa, de care vă loviți voi ca părinți, pentru care noi, ca medici, trebuie să vă oferim soluții, să spun așa, când copilul merge la grădiniță. Nu uitați, vă rog, să puneți întrebări, mămicile care ne ajută astăzi vor rămâne cu noi până la sfârșitul prezentării. Dacă vreți să întrebați anumite lucruri, puneți-le, vă rog, adresați-le întrebările aici pe site pentru a le vedea și a răspunde fix și la obiect, să spunem așa, asupra ceea ce vă doriți să știți mai mult. Laura, ai cuvântul. Da, bună ziua! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou și anul acesta. Cum am spus, la anul sperăm că o să stăm față în față. Da, este un subiect important pentru că, ocupându-ne de copilași mici, un stres pentru părinte este momentul în care copilașul va începe grădinița. Chiar zilele trecute, o mămică cu un băiețel de 2 ani zicea: mă stresez deja de acum, pentru că la anul vom începe și noi grădinița și să vedem ce va fi. Nu este nimic imposibil. Sigur că tratarea copilului mic cu diabet este dificilă. Este greu pentru părinte, deoarece am observat că apar multe oscilații la copilași,
Copiii poate nu-și recunosc simptomele de hipoglicemie, ceea ce este un minus dacă nu are senzor. Copiii pot fi capricioși, unii vor să mănânce din oră în oră și, bineînțeles, din cauza penurilor, uneori este greu să ajustăm corect dozele de insulină. Din păcate, nici pendicul nu prea se mai găsește. De aceea este destul de greu. Este un stres pentru părinte momentul în care copilul trebuie să înceapă grădinița. Uneori, pentru cel care este de 3 ani, de exemplu, și începe grădinița, dar stresul este și pentru cel care, de exemplu, a stat o perioadă acasă, a avut debutul diabetului și părintele hotărăște că ar fi cazul să-l reintegreze în colectivitate. Și, bineînțeles, stresul nu este doar pentru familie, din păcate, stresul este și din partea personalului grădiniței, din punct de vedere al educatoarei, care nu au cunoștințe majoritatea legate de diabet. Chiar am o colegă ce are băiețelul meu mărișor acum, dar l-a dat la grădiniță și era foarte relaxată. Mi-a zis că doamna educatoare are un copil acasă cu diabet și este foarte relaxată. Sigur, sunt cazuri foarte, foarte rare acestea, dar sunt și persoane norocoase, cum a fost colega mea. Din păcate, ca și feedback din ce ne-au zis părinții, au fost situații în care conducerea grădiniței s-au făcut presiuni pe părinți să nu înscrie copilul la grădinița respectivă. Sau copilul a dezvoltat diabet, să mută copilul la altă grădiniță, ceea ce nu este normal. Fiecare copil are dreptul de a frecventa grădinița și părintele trebuie să fie pe poziție. Sigur, ar fi ideal ca o grădiniță să fie aproape de casă, ca părintele să reușească să intervină rapid dacă apar urgențe medicale sau aproape de locul de muncă al părintelui, ca astfel să poată să meargă la grădiniță. Este important să se creeze o legătură între părinte și educatoare, asistentă medicală. Acum, din ce au spus cele două mămici, educatoarele s-au implicat destul de mult în tratamentul copilului. Nu toate educatoarele se implică, din ce mi-au povestit mămicile noastre. Eu pot să confirm că și eu am fost mămică de copil de grădiniță. Da. Adică nu că n-am avut noroc. Eu când l-am înscris la grădiniță, eu sigur că am mers dintr-o poziție oarecum în care nu m-au putut refuza, deși am simțit că nu sunt foarte încântate, că merg cu copilul cu diabet. Nu am avut susținere din partea doamnelor educatoare, decât acceptare. N-au vrut să se implice deloc, din frică și din comoditate, că nu aud telefonul, să nu mă bazez pe ele, nici pe senzor, nici pe tratamente. Am avut noroc însă de asistentă medicală în grădiniță cu care am colaborat în ideea că eu eram cea care eram continuu cu ochii în senzor și țineam legătura cu doamna asistentă în ideea de a interveni la hipoglicemii. Nu la mâncare, am dus copilul după ce își lua micul dejun cu cantitatea de glucide pentru gustare calculată și îl țineam la grădiniță doar până la prânz, la ora 12 îl luam. Deci a fost o situație acceptabilă, dar nu fericită. Da, nu e singura. Foarte multe mămici se luptă cu această problemă, din păcate. Și atunci, sigur că este important, ar trebui ca orice grădiniță să aibă un asistent medical și doamna asistentă cel puțin să fie cea care se implică dacă doamna educatoare refuză, nu poate, are foarte mulți copii, nu face față. Clar că teama este, pentru că nimeni nu-și dorește să-și asume responsabilitatea pentru un copil care nu-i aparține. De aceea este important ca părintele, așa cum au povestit și mămicile, să meargă la grădiniță și să explice, să fie prezente o perioadă de timp. Să știți că și în străinătate părinții fac cam același lucru și o să vă povestesc că am o prietenă care este educatoare în Germania, de exemplu, și eram curioasă cum este sistemul la ei. Au avut un singur copil, de exemplu, la grădiniță cu diabet. Ea se ocupă de grupa de vârstă 2 anișori. 2-3 ani și mi-a zis că doar una dintre colegele ei pot să administreze insulină, dar din pompă, cu penul nu au voie să facă acest lucru. Deci asta este sistemul la ei. Doar a învățat una din colege să facă din pompă insulină.
Laura, mă iert că te întrerup, da, să terminăm aici această discuție. Da. Cred că acesta este stilul în tot restul Europei, pentru că am foarte mulți pacienți, părinți care își doresc să se relocheze, vor să nu mai trăiască în România, se mută într-o altă țară, copilul lor are diabet tip 1, este la vârsta grădiniței și vin să punem pompă, tocmai pentru că acolo unde se vor muta, de exemplu în Germania sau în Olanda, este obligatoriu pentru a fi acceptat la grădiniță să ai senzor și pompă. Da? Acum, s-a discutat foarte mult zilele trecute sau luna trecută între asociații să pornim această luptă pentru a cere mai mult de la personalul medical al grădiniței pentru copiii noștri. Dar eu vă întreb pe voi ca părinți, cât dintre copiii voștri ar accepta ca altcineva să le facă insulină? Eu cred că lupta aceasta trebuie să ceară implicație din partea grădiniței, unu, în comunicarea cu părintele, deci dacă sun că copilul meu are glicemia mică și trebuie să-i dau ceva, cineva acolo să-mi răspundă, cineva să fie dispus să se uite la glicemia copilului meu și cineva să fie dispus să facă ce spun eu să facă pe mesaj sau pe o convorbire. Dar partea aceasta cu administrarea insulinei, cu injecția, la grădiniță mai ales, deci la un copil mic la care oricum tehnica de injectare e defectuoasă, la un copil care are o relație cu mama lui care îngrijește diabetul foarte, foarte strânsă, nici nu știu dacă trebuie să o cerem, pentru că copilul nu o va accepta. Asta e părerea mea. Acum, voi ca părinți puteți să-mi dați dreptate sau nu? Care e părerea ta, Laura? Oricare. Începe cu Laura, după aia spun și eu ceva. Depinde de copil, depinde. Da. Când copiii sunt foarte mici, gen creșă sau copii foarte mici la grădiniță, da, sunt convinsă că nu ar accepta. Îi vedem și la spital. Dar când sunt mai măricei, 4, 5, 6 ani, probabil că unii dintre ei ar accepta, numai că nu știu câți părinți ar fi relaxați, să zic, știind că cineva care nu cunoaște foarte, foarte bine, de exemplu, doamna asistentă de la grădinița mea a refuzat să-i facă insulină. Când a fost deci la un moment dat, chiar la începutul grădiniței, noi nu aveam pompă, cred că în primul an, când avea 3 ani, atunci încă nu aveam pompă de insulină și a refuzat să-i facă insulină și nici n-a mai insistat, dar a fost cazul, cred că, de 2 ori în 3 ani și a mers soțul meu și a administrat insulină. Probabil că Dani ar fi acceptat. Probabil că Dani ar fi acceptat să îi facă altcineva insulină știind, vorbind cu mine la telefon, știind că e mama pe fir și doamna doar i-ar fi administrat insulină, Dani ar fi acceptat. Dar nu sunt toți ca și Dani, așa că probabil așa este. Cei mai puțin copii ar accepta. Eu pot să spun cum a fost prima mea experiență când am administrat insulină unui copil mic. Lucrând mai mult cu adulți inițial, n-am avut nicio problemă în a administra injecțiile de insulină, dar la momentul la care am început să îngrijesc copii foarte mici, prima oară am fi spusă în fața unei fetițe care în cabinet la consultație avea o glicemie foarte mare și mămica spune, ok, haide să facem o corecție, scoate penul, dă să facă corecția și cea mică spune, dar eu vreau să-mi facă doctorița mea. Da, și a fost prima oară când am făcut o injecție de insulină unui copil care atunci, cred că avea 4 ani, 5 ani, nu ușor, e un prag psihologic și pe mine oricum m-a marcat acest moment ca un copil să-și dorească ca eu să-l înțep. Copiii voștri sunt delicioși, nu doar deosebiți, sunt delicioși, sunt o fântână nesecată, să spun, de bunătate, de sinceritate, de dragoste. Da. Ok, să mergem mai departe. Da, am discutat despre rolul fiecăruia în grădiniță. Sigur că ideal ar fi să se implice și asistenta medicală și educatoarea. Din păcate, vedeți că părerile sunt împărțite și depinde de fiecare în parte. Sigur că orice părinte care își duce copilul la grădiniță se gândește dinainte că își dorește să mențină glicemiile în target. Poate mulți acasă stau, sigur că un părinte cu un copil mic, mama stă non-stop cu copilul. Și
Am văzut foarte multe rapoarte, copilul nu face absolut deloc hipoglicemie. Are alarma pusă la 90-100, părintele intervine foarte rapid. Îi crește glicemia, intervine rapid cu corecții. Deja când copilul merge la grădini, lucrurile sunt puțin diferite și vedeți, cum o zic și mămica, că intervine cu corecții la glicemie puțin mai mari de teama hipoglicemiei. Dacă copilul este testat cu glucometru, sigur că teama este și mai mare. Și știu multe situații în care părinții de teama hipoglicemiei preferă să mențină copilul pe glicemii ușor crescute pentru a nu face hipoglicemie severă. Asta este teama cea mai mare. Alt lucru, trebuie văzute care sunt orele de glicemie și de meste, cum se face prevenția hipoglicemiei, trebuie bifa și personalul să cunoască aceste aspecte, tratamentul hiperglicemiei, cum a zis și mămicile, cine va face insulina, dacă este făcută de asistentă medicală de familie și cu siguranță contează dacă copilul face insulina cu penul sau pompa de insulină. La fel, programul de masă și gustări este și el important. Știm cu toții targeturile, nu intrăm în detalii, că ne dorim glicemii cât mai bune, dar pentru a obține glicemii cât mai bune la grădiniță, întotdeauna insistăm că ar fi bine ca toți copilașii să beneficieze de senzor. Știu că unii sunt poate la început, dar un copil care nu are senzor ar trebui monitorizat frecvent, tocmai pentru a putea preveni hipoglicemiile, hiperglicemiile, trebuie cântărite alimentele, aceste aspecte deja părinții le cunosc. Sigur că, cum am zis și mai devreme, dacă copilul are un frite libre, de exemplu 1 sau 2, și educatoarea ar putea foarte ușor să verifice glicemia. Nu știu acum dacă, sau poate ne spun mămicile, dacă sunt educatoare care verifică glicemia cu glucometrul. Nu știu dacă se implică, domnule educatoare, în această manevră, pentru că, hai sigur să le că întrebăm, înainte... Laura, hai să le întrebăm pe cele două mămici. Da. Andreea, Floris? La noi, atunci când senzorul a dat greș, că am avut situație în care senzorul a luat o razna, s-au implicat, dar a făcut parte din trainingul pe care l-am făcut la grădiniță în săptămâna cât am participat acolo. Adică le-am arătat tot la fel eu cum să ia glicemia, le-am rugat să ia și dânsele glicemia odată și când am fost nevoie am sunat și au făcut. Foarte bine, Floris? Sunteți norocoasă. Da, 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 chiar da, Andreea. Chiar da, e bună doamna ta. Da. Noi o perioadă, la început am avut glucometru în ghiozdănaș. Se întâmpla ca senzorul să dea eroare sau să arate mult mai mult și atunci ca să verificăm aș fi vrut să îi se ia glicemia, dar nu am insistat, le-am înțeles pe doamnele educatoare care au zis că cumva nu vor să strice relația de prietenie și Ava să le asocieze cu cadre medicale sau cu persoanele care o înțeapă. Și atunci nici nu am mai insistat. Au fost destul de puține cazurile acelea în care chiar a fost nevoie sau nu a mers senzorul. Și deci, în concluzie, doamnele nu iau glicemia cu glucometru. Da. Era de așteptat. Cum am zis, uneori trebuie să verificăm glicemia. Sigur, când senzorul dă rateuri, este adevărat că se poate întâmpla, sau dacă copilașul nu are senzor. Urmează o gustare, poate copilul stă la program prelungit și a masa de prânz. Înainte și după un efort fizic, ei se mișcă destul de mult la grădiniță. Dacă se suspicionează hipoglicemia sau, cum a spus și mămicile, că intervin pentru o hiperglicemie, sigur că ar trebui să verificăm glicemia să nu scadă prea tare. Hipoglicemia este teama cea mai mare, în general, al tuturor părinților. Sigur, trebuie văzut dacă copilul simte și își recunoaște singur simptomele de hipoglicemie. Mai este problema, ok, le recunoaște, anunță educatoarea sau nu anunță educatoarea. De aceea este important ca și educatoarea să cunoască care sunt simptomele de hipoglicemie. Poate copilul devine agitat, plânge, devine somnolent,
devine palid, sigur că fiecare mamă deja poate că învață să-și recunoască copilul în momentul în care glicemia scade și atunci este bine ca și educatoare să recunoască aceste simptome și ar fi ideal să verifice glicemia dacă nu se anunțe asistentul medical. La fel, tratamentul hipoglicemiei trebuie cunoscut și de educatoare, nu doar de asistenta medicală, pentru că dacă este urgență să se intervină prin cât mai rapid. Ar fi ideal ca și părinți să aveți întotdeauna la grădiniță glucagonul, fie că este injectabil la copila sub 4 ani sau cel intranazal Baqsimi, de care ne-a povestit și doamna doctor mai devreme. Deci ar fi bine ca o rezervă întotdeauna să o aveți la cabinetul medical, nu se știe niciodată ce se întâmplă și este bine să fie acolo, cum am zis, întotdeauna să ne expire, să nu trebuiască să-l folosim. La fel, cine va administra insulina în caz de hiperglicemie sau dacă copilul se la program și mănâncă? În majoritatea situațiilor, din câte știu eu, de multe ori părinții merg și fac insulină. Sigur, important, copilul face cu penul, dacă face cu pendic, presupun că nici atât nu o să știe personalul să administreze insulină, nu știu, utilizează iPort sau are efectiv pompă de insulină. Sunt convinsă că pentru personal, dacă nu are experiență, poate că la început o să li se pară destul de greu de utiliza chiar și pompa de insulină. Aici este discutabil și sigur că rămâne ca să lămurească părintele cu personalul de la grădiniță cine va interveni. Dar din ce am primit ca și feedback, părinții sunt cei care merg și fac corecții sau administrează insulină pentru mese, dar se mai întâmplă să fie și situații fericite în care asistenta medicală se implică și administrează insulină. Ce facem cu programul de mese? Cum au spus și mămicile, unii copii mănâncă acasă, alții mănâncă la grădiniță. Sigur că părintele poate să ducă copilul, de exemplu, la micul dejun și să fie cel care îi administrează insulina dacă personalul nu este cel care se implică. Mulți copilași vor să facă ceea ce fac și colegilor și vor să mănânce împreună cu colegii. Și atunci, la fel, contează cum facem insulină. De exemplu, gustarea. Gustarea, clar că, în general, toți copilașii o iau la grădiniță. Copilul folosește pen de insulină. Dacă glicemia este mare și vrea neapărat să mănânce, din păcate, va trebui intervenit cu corecții. Dacă copilașul beneficiază de pompă de insulină, sunt părinți care, de exemplu, la micul dejun fac bolusuri duale, astfel încât să intre și gustarea pe acel bolus dual. Sau, deși nu este foarte corect, sunt medici care pun gustarea, o introduc în insulina bazală. De ce nu e neapărat corect? Pentru că dacă într-o zi copilul nu vrea să mănânce, sigur că există riscul de hipoglicemie. Sau, nu știu, în weekend-uri când se doarme mai mult, copilul nu are program de grădiniță, dacă uiți să pui o, nu știu, o rată bazală temporară mai mică, există acest risc de hipoglicemie. Dar sigur că o practicăm, de ce? Copilul este mic și de multe ori nu ne bazăm pe el să umble în pompă. Deși, sincer, avem copilași de 5-6 ani care se descurcă extraordinar de bine cu pompa. Ai putea fi uimit de aceste generații atât de istețe, de copilași, sunt extraordinari și te mir cum poți să te descurci atât de bine. Se vede că s-au născut în perioada de tehnologie. Da? Noi probabil că nu ne-am fi descurcat la vârsta lor atât de bine. Chiar și așa nu ne bazăm 100% pe copil, trebuie să fie supravegheat. Dacă copilul stă clar la program prelungit, părintele va trebui să calculeze glucidele. Din câte am mai înțeles de la mămici, primesc săptămânal meniul sau, cum a spus și mămica, poate să fie sunată înainte de gustări sau de mese și să calculeze glucidele. Dar majoritatea mi-a zis că primesc meniul anterior și atunci este mult mai simplu de calculat cantitățile din alimentele respective. Sigur, problema este și de copil. Este un copil mâncăcios, nu ar fi o problemă. Problema este ce faci și cu insulina dacă copilul este cu un apetit mai capricios. Faci insulina în timpul mesei, faci insulina după mese. Aici problema este puțin mai mare. Cred că fiecare părinte își cunoaște copilul. Poate că este un aliment care nu-i place și trebuie înlocuit. Este aici clar că o discuție mult mai largă.
Ca și concluzii și închei, sigur că, deși mai puțin ca și copiii perioada de școlar, grădinița, într-un fel, poate să afecteze controlul glicemic. Clar că părintele nu mai este 100% implicat, are nevoie și de ajutorul altor persoane care se implice în tratamentul copilului, dar, cum a zis, impactul este puțin mai mic față de vârsta de școlar. Când copilul este mai mare, este un pic mai independent, poate că își dă seama că poate să mănânce și în plus. Colega mea o să vă povestească mai târziu. Insistăm pe acest senzor de glicemie dacă se poate. A trebuit să nu lipsească copilului cu diabet. Încă vedem copii care au un diabet de un an, de 2 ani, de 3 ani și nu au senzor de glicemie. Insistăm. Este greu să ai un control glicemic bun dacă nu ai senzor de glicemie. Sigur că mai pot fi perturbate activitățile școlare de la grădiniță, jocuri, activități sportive, dacă, de exemplu, copilul face hipoglicemie. Mai puțin important, cum am zis, ca la vârsta școlară, când poate copilul are hipoglicemie și este în timpul unui examen. Sigur că perturbarea este mai micuță. Risc mai mare de intercurențe. Începe sezonul rece, s-au început deja. Intercurențe respiratorii, ne sună părinții. Nu mai zicem de câte gastroenterocolite, infecții cu tropism digestiv, că ne tot sună părinții. Bolile copilăriei sunt infecții care pot să decompenseze copilul cu diabet. Au mai fost părinți care au decis să mai amâne grădinița din cauza faptului că, nu știu, am un copil foarte sensibil, răcește foarte des și stă mai mult acasă decât la grădiniță. Se poate și lucrul acesta face, dar țineți cont de faptul că dacă mai aveți copilași care merg la grădiniță și la școală, cu siguranță vor aduce acasă și copilului mic de toate. Sau copilul iasă afară și se joacă cu ceilalți copii, contact întotdeauna va avea cu copilașii și nu ai cum să-ți faci imunitate decât trecând prin aceste infecții. E adevărat, dacă există diabet, risc mai mare de hiperglicemie, de hipoglicemie, depinde de boala care poate să apară. Totuși, studiile arată că grădinița este foarte importantă, deoarece unul la mână formează copilul pentru școală, ajută la dezvoltarea lui intelectuală, interacțiune, socializare, deci aduce un impact benefic pe toate planurile, de aceea este important și copilul cu diabet să frecventeze grădinița. Dar impactul, partea bună este că este puțin mai mic asupra controlului glicemic. Se poate obține control glicemic bun și mergând la grădiniță și mămicile ne-au și confirmat acest lucru. Mulțumesc, cam atât am avut de spus. Mulțumim, doamna doctor. Eu, practic, aș încheia și aș sumariza un pic din ce ne-a spus doamna doctor Pescaru. Două lucruri am să preiau. Care e scopul nostru la momentul la care un copil merge la grădiniță? Scopul nostru nu este controlul metabolic perfect. Scopul nostru este ca copilul să nu fie în pericol și să nu facă hipoglicemii severe, 1, și 2, să fie integrat între ceilalți copii. Deci ăsta e scopul major pe care îl avem la momentul la care vă încurajăm să vă duceți copilul la glicemie, la grădiniță. Suntem conștienți că a merge la grădiniță înseamnă și glicemii mai mari, pentru că nu avem cum să controlăm toate lucrurile, dar, într-adevăr, acolo copilul nu trebuie să fie în pericol și trebuie să socializeze. Și aș mai sumariza un lucru legat de cum învăț sau ce învăț părinții să facă la momentul la care ne pregătim de grădiniță. Îi învăț să facă ca o scrisoare în care să spunem ceea ce ne dorim de la personalul grădiniței. E adevărat că nu trebuie să cerem mult de la început, pentru că asta îi sperie pe ceilalți, trebuie să cerem puțin și pe măsură ce timpul trece și văd că se pot descurca cu copilul nostru, că este un copil obișnuit, să avem curaj și să cerem mai multe. Ce aș cere ca și lucruri esențiale este, în primul și în primul rând, să fim informați despre meniul pe care îl vor avea săptămânal, pentru că în toate grădinițele meniul se stabilește clar pentru toată săptămâna viitoare, ca voi să vă puteți orienta ce mănâncă copilul vostru, ce nu mănâncă din alimentele de acolo și cam câți carbohidrați vom avea, pe de o parte. Doi,
ce presupune senzorul și mai ales ce presupune ca voi să puteți să vedeți senzorul copilului și automat să puteți interveni, și anume ca telefonul copilului să fie tot timpul în preajma lui și mai ales când ies cu copiii afară, în curte, da, în anumite pauze, ca telefonul acela tot timpul să însoțească copilul pentru a putea vedea voi glicemia. 3. Cutia cu alimente. Dacă voi vă mai aduceți aminte printre cei cu vechime, să spun așa, la un moment dat, una dintre mămici, într-una din conferințele pe care le țineam în persoană, a prezentat cutia pe care o dă copilului la momentul la care pleacă la școală, cu etichete 10 hidrați, 7 hidrați, era un copil mai mare care poartă pompă și care, așa cum spunea doamna doctor Pescarescu, și singur cu pompa, și mama e eticheta carbohidrații. Pentru la grădiniță, părinții, în general, au cutii în care pun ori biscuite sau și biscuite și fruct, toate deja gata porționate în porții de 3 hidrați, 5 hidrați, în funcție de ce vârstă are copilul, ca atunci când asistenta se duce și vă spune am dat 2 bucăți de fruct, voi de fapt și de drept să știți câți carbohidrați sunt acolo. Și nu în ultimul rând, aș învăța copilul ca dacă cumva el arată, aude senzorul sau simte că ceva nu este ok, să meargă singur să o anunțe pe doamna educatoare. Sunt grădinițe în care sunt 7 copii în grupă și grădinițe unde avem 20 de copii în grupă. Până la urmă, când spun că nu pot să fie atente doar la copilul nostru, într-un fel au și educatoarele dreptate. De aceea voi trebuie să vă învățați copilul că atunci când vede că, nu știu, pe senzor sunt doar 2 cifre sau când pe senzor este săgețica în jos sau când simte ceva, deși la un copil de vârsta aceasta mai greu un pic lucrăm la partea aceasta, să meargă singur să arate telefonul doamnei educatoare. Acum, eu am să trec la câteva întrebări pe care le avem puse ca să și începem să răspundem la ele. Una dintre ele este așa: bună ziua, smart pen-ul poate fi decontat de ceasă pentru că părintele respectiv a avut pen Novo Eco, adică acel pen care și ține minte, da, ultima doză pe care ați făcut-o și ca valoare și cât timp, cu cât timp în urmă, după care i s-a terminat bateria și nu mai are această funcție. Penurile acestea, e impropriu spus că sunt decontate prin casa de asigurări, firma Novo Nordisk le, într-adevăr, le asigură gratuit. Insistați la medicul care vă prescrie rețeta să ceară de la firma Novo Nordisk. Chiar și noi în clinică ne străduim destul de mult ca să avem la dispoziție aceste penuri, dar ele sunt gratuite. Nu sunt foarte multe în sistem, cred că acesta este singurul lucru care face ca medicii să aibă și pauze în care să nu aibă aceste penuri, dar o rog pe această mămică să vorbească cu medicul. Dacă totuși nu reușește ca medicul care prescrie rețeta să îi, să îi pună la dispoziție un pen, vă rog mămica Tunde Matiaș să-mi scrieți mie pe Facebook, pe Messenger, pe ce vreți și vă trimit un pen. Dar încercați, vă rog, local întâi, că e mai ușor să luați penul de acolo decât să călătorească de la mine până la dumneavoastră. A doua întrebare este de la o persoană, înțeleg, de 54 de ani. Întreabă: bună dimineața, vă rog, la 54 de ani, care sunt valorile normale la diabet? Acum, nu știu dacă vorbim despre o persoană care are deja diabet sau despre o persoană care nu are diagnosticat. Vorbind, pentru că suntem la o conferință despre diabet, valorile normale la orice vârstă ale glicemiei, normal însemnând valori care să ne asigure o viață fără complicații. Valorile normale sunt pene mâncatelea sau între mese, între 70, 80 și 130 și maxim 180 după ce am mâncat o masă principală. Și aici, ca și timing, ar fi undeva la o oră, maxim o oră și jumătate
pentru a vedea o glicemie și a vedea acest pic. Din acest punct de vedere, voi ca părinți de copii, pentru că purtați senzor cea mai mare parte dintre voi, sunteți deja obișnuiți că acest vârf vine la o oră, oră și jumătate. Dar vedeți voi, pentru pacienții adulți și mai ales pentru pacienții cu tip 2, de exemplu, noi ca medici întotdeauna i-am învățat să măsoare glicemia la 2 ore. Pentru că atunci când lucram doar cu glucometru, învățasem că glicemia se stabilizează la 2 ore și că acolo vom vedea adevărul. Intrând în lumea aceasta a senzorilor, ne-am dat seama că ratăm, de fapt, momentul la care glicemia este cea mai mare. Și în acest moment trăim un shift, să spunem așa, de paradigmă medicală. Ne învățăm pacienții, inclusiv pe cei cu tip 2, nu doar pe cei care fac insulină, ci și pe ceilalți, să verifice, să vedem care este vârful cel mai mare al glicemiei, pentru că, de fapt, glicemia aceea este la fel de importantă sau poate chiar mai importantă la vârf decât cea la momentul la care se stabilizează. O altă întrebare este când o să apară Dexcom One prin Programul Național de Sănătate, dacă veți putea preda senzorii și transmițătorul ca să trecem pe Dexcom. Nu știu să vă dau aceste răspunsuri, mai ales la prima întrebare, când va intra în Programul Național de Sănătate, sunt convinsă că vor face demersuri pentru asta, nu știu să spun mai mult, ce pot să vă spun însă este că, într-adevăr, cei care ați primit transmițător și senzor, aveți în acest moment în custodie un an de zile și nu veți putea trece pe un alt senzor. Este în tocmai cum se întâmplă la pompă. Când am primit o pompă prin Programul Național de Sănătate, un anumit număr de ani nu pot accesa gratuit o altă pompă. Este un aparat care v-a fost decontat pentru un anumit interval de timp și nu veți putea face switch-ul în acest timp. Cel puțin, legea asta spune la acest moment, vom vedea la momentul la care vom avea 2 senzori, să spunem așa, competitori pe piață. O altă întrebare pentru mămica Avei, pentru Floris, este dacă Ava este la program lung sau scurt. Ne răspunzi tu, Floris? Da, Ava este la program de 4 ore, deci program scurt, dar trebuie să menționez că ea ia și micul dejun și prânzul la grădiniță. Deci eu la ora 12 și un pic o iau mâncată. Ideea este, și pe urmă mai am o întrebare și am să mă leg și de aceasta, legat de alimentația de la grădiniță, un tătic își spune că își face mari griji pentru copil, motiv pentru care și-a dat copilul la program scurt, legat de calitatea alimentației. Da? Ce pot eu să spun ca medic, care îngrijesc mai mulți copii, este că, într-adevăr, la momentul la care copilul merge la grădiniță la program scurt, chiar dacă glicemiile acolo nu sunt perfecte și pierdem oarecum controlul, nu mi-afectează enorm glicata. Pe când dacă copilul este la grădiniță, la program lung, doarme acolo și este luat pentru a merge acasă undeva pe la ora 4-5, mai avem și o gustare pe acolo, pe undeva, în general, dacă merge post mai toate orele acelea, mă clar îmi impactează glicata. Adică, de multe ori, chiar eu învăț și sfătuiesc părinții, lăsați-l doar până la prânz, încercați să mănânce acolo și masa de prânz atunci când îi plac alimentele care sunt, pentru că îi deschid pofta, să spun, pentru alimente pe care poate că acasă de multe ori nici nu le consumă, dar, în general, militez în statul lagră, pentru statul la grădiniță, cam până la prânz, pentru că nu îmi strică foarte mult glicata. Despre calitatea alimentelor pe care o primesc acolo, nu știu să spun foarte multe. Putem să întrebăm mămicile. Mămicile, ce ne spuneți despre cum sunt, de fapt, și de drept gătite alimentele acolo? Eu aș putea să spun că la grădinița Avei sunt meniul și alimentele sunt destul de ok, nu sunt nici cele mai bio, nu se merge numai pe budincă de chia sau mâncăruri pe care poate acasă i le-aș fi dat, dar e așa un mix,
și între bebelușele, adică unul cu foarte multă sare, adică eu sunt foarte mulțumită și cum a spus și dumneavoastră, a început să mănânce foarte bine anumite mâncăruri. A venit acum într-o zi și mi-a zis că vrea să mănânce crocoli, adică broccoli, și am rămas surprinsă că i-a mai făcut broccoli și mi-a zis că e iac și mi-a zis că ea la grădiniță mănâncă și e foarte bun. Și am zis, ok, îți fac crocoli. Deci chiar sunt mulțumită din punctul ăsta de vedere, a meritat tot efortul, tot stresul și toată îngrijorarea, că știu că sunt mai mari recompensele în a merge la grădii și a fi acolo. Perfect, perfect. O altă întrebare de la mămica Delia. Cum se numește pompa automată fără fir care comunică cu senzorul și dacă sunt și pompe care conțin glucagon? Pompa fără fir care comunică cu senzorul se numește Omnipod 5 și, repet, o altă m-au anunțat-o ca lansare în Uniunea Europeană undeva la sfârșitul primului trimestru anul viitor. Dacă există și pompe care conțin glucagon, răspunsul este da. În acest moment sunt doar în fază de studiu științific, pentru că dacă voi, fetița are 5 ani, acum nu știm de când are diabet, dar părinții copiilor sub 4 ani știu că forma de glucagen injectabilă este valabilă doar 24 de ore de la momentul la care a fost reconstituită. Deci în aceste studii cu sistemul de pancreas artificial pe care vi l-am arătat, pancreasul bionic ILET, acela va fi pancreasul care va avea în el și glucagon și insulină. La acest moment, în scop de studiu științific, cartușul de glucagon se schimbă în fiecare zi, pentru că în 24 de ore își pierde calitatea din punct de vedere medical. Deci pașii pe care îi vor avea de făcut este să găsească, unu, o formulare de glucagon care să rămână activă odată ce a fost reconstituită, măcar 72 de ore, ca să punem, întocmai cum punem într-o pompă, să umple rezervorul cu insulină și cu glucagen. Pe urmă, o mămică, Elena, spune că fetița ei, de 5 ani, este în grupa mare și are și senzor și pompă. A colaborat foarte bine un timp cu doamna asistentă, dar de la începutul acestui an școlar a refuzat să-i mai atingă pompa și medicul școlar insistă să fie însoțită permanent de un însoțitor. Acum nu-mi dau seama, ceva însă de cele mai multe ori stă la baza refuzului cadrelor medicale. S-a întâmplat ceva, ori cadrul medical a aflat ceva că ar putea să fie periculos dacă greșește doza sau, nu știu, ceva acolo s-a întâmplat. Nu pot, n-am cum să ajut. Eu aș spune... Acum sau de la acest moment nu-și mai doresc, ca să putem să liniștim și să răspundem, să spun așa, practic întrebărilor rămase fără răspuns de acum ne refuzăm. O altă întrebare, mămica Ana Maria spune așa, dacă pornește seara de la o glicemie în target și îi fac 11,5 de lantus, dimineața este mare, iar dacă îi fac 12 de lantus, are două episoade de hipo până dimineața. Cum să procedez? N-am cum să procedez decât să mă întorc sau să păstrez până la urmă doza de 11,5. Probabil că doza potrivită este undeva între 11,5 și 12, poate 11,7, poate 11,8, dar cu penul pe care îl aveți din 0,5 în 0,5, asta nu avem cum să facem. Există, așa cum a prezentat doamna doctor Pescaru, acele penuri Pendic, să spun așa, în care putem să administrăm insulină și din 0,1 în 0,1. Și o altă întrebare legată de grădiniță, cum calculăm carbohidrații dacă mănâncă prânzul la grădiniță? Răspunsul este, îi aproximăm, întocmai cum v-a spus și Andreea, în funcție de ce mâncare este și dacă copilului știți că îi place sau nu, în funcție de cantitatea pe care le-o pun în farfurie. Unele grădinițe sunt dispuse și cântăresc ce pun copilului în farfurie,
Altele, așa cum v-a spus și Andreea, nu cântăresc, dar vă fac o poză și vă orientați cam câți carbohidrați sunt. Este motivul pentru care noi, ca medici, insistăm ca copiii atât de mici să poartă pompă. Pentru a vă da vouă posibilitatea să faceți o jumătate de doză sau o treime din doză la începutul mesei, dat fiind că n-aveți cum să știți până la sfârșitul mesei cât va mânca, dacă va mânca tot, și la sfârșitul mesei să vă completați doza în funcție de ce a mâncat propriu-zis copilul. Efectiv, ăsta este rostul pompei și oricum grupa de copii la grădiniță este grupa cea mai indicată, să spun așa, pentru pompă din acest motiv. Și cu aceasta am terminat întrebările online și am să dau cuvântul doamnei doctor Barna pentru a ne spune ce facem cu diabetul la școală. Și vă rog, dacă mai aveți întrebări legate de grădiniță, continuați să le puneți, vom reveni la ele. Laura? Da, aici sunt prezent. E în regulă prezentarea. Ok. Numai un pic. Da. Ok. Am pus, da? E ok? Eu îl văd. Da, stop share, așa. Eu îl văd ok. Da? Mulțumesc, Mihaela, încă o dată pentru invitație. Sigur că prezint aceste informații, lucrușoare și în calitate de medic, dar și în calitate de mămică de copil școlar. Cu diabet și bonus, avem și boală celiacă, deci impactul asupra alimentației și inclusiv probleme legate de școală, avem... Bonus, avem și boală celiacă. Avem bonus, avem din plin. Alimentației și inclusiv probleme legate de școală, avem... Sigur că, așa ca și la grădiniță, aveam așteptări în calitate de părinți vis-a-vis de implicarea personalului școlar. Din păcate, așteptările uneori ne sunt înșelate. Observăm în lumea largă că există o preocupare mai intensă, să zic, sau oamenii din mediul școlar sau al grădinițelor mai implicați legat de copilul cu diabet. Există echipe terapeutice în care sunt incluse inclusiv persoanele din mediul școlar, profesorii de sport, personalul medical din școală, da, toți ar trebui să facă corp comun ca să ajute dezvoltarea și parcursul școlar a unui copil cu diabet. Sigur că principalul personaj este părintele, urmat sau care ar trebui să fie însoțit de cadrul didactic, de personalul medical. Sigur că și noi ca medici curanți pentru pacienți trebuie să ne implicăm și să susținem echipa din mediul școlar. Ideal ar fi să existe
documente medicale cât de cât standardizate pe care noi să le putem oferi părinților a fi prezentate la școală. Diabetologul sau pediatru diabetolog, asistenta medicală, dietetician, asistentul social și chiar psihologul sunt bineveniți în această echipă terapeutică. Sigur, cu implicație inclusiv la școală, cu asistenta medicală, uneori chiar și medic școlar, profesorul de educație fizică, pentru că aici implicațiile sunt importante, în special legate de hipoglicemii sau de purtarea dispozitivelor în timpul orelor de educație fizică, ar trebui să conteze și să fie importantă, da? Și implicarea psihologului sau respectiv al consilierului școlar, pentru că apar diverse situații, nu neapărat conflictuale, dar sensibile legate de copiii cu diabet. Sunt cazuri în care trebuie implicat și personalul, sau ar fi frumos, nu trebuie, da? Să fie implicat inclusiv persoanele de la bucătărie de care servesc masa, pentru că în multe școli se servește masa sau alții sunt în after school-uri, inclusiv în cadrul școlii. Foarte drăguț când citești articole legate de diabetul și școala. De exemplu, în Statele Unite, acolo este implicat inclusiv șoferul de pe microbuzul școlar, da? Care face parte din echipa terapeutică care susține copilul cu diabet. Eu zic așa că, indiferent cât se pot implica în această echipă terapeutică, comunicarea este foarte importantă, să fie deschisă, să fie sinceră. Sigur, copiii cu diabet ar avea nevoie de implicare, nu numai profesională, dar și de empatie și de implicare emoțională din partea celor care participă la procesul educațional. Ce provocări sunt pe parcursul școlar? Există pretenții școlare, există stres, suplimentar pentru copiii cu diabet care au problemele lor, sigur, în plus, legate de glicemii, de hipoglicemii, de mâncare, de carbohidrați, de device-uri. Dar ei totuși simt nevoia de integrare și de socializare. Deși cei 2 ani, da, de învățământ online, mai mult sau mai puțin întrerupt, au contribuit poate la obținerea unui control glicemic mai bun. Majoritatea părinților ne-au zis cât a fost online, l-am ținut pe glicemii perfecte. Când a început să meargă la școală, lucrurile n-au mai fost atât de bune. Totuși, punând în balanță, este mai important să meargă la școală, așa cum zicea și Mihaela, calitatea vieții, nevoia de integrare și de socializare sunt foarte important, iar sănătatea psihică este esențială, da? Nu neapărat să avem glicate de 5,8 este scopul vieții, ci calitatea vieții și o sănătate psihoemoțională. În grafic, da, cum ar veni. Testele, examinările sunt provocări importante, unde controlul glicemic poate să-și spună cuvântul. Sigur, ar fi foarte important să fie cabinet medical. Sunt copii care își administrează insulina cu penul, de exemplu, sau își determină glicemiile în cabinetul medical. Este o opțiune foarte bună, iar personalul medical este învățat și susținut, da, să determine glicemii, să supravegheze copilul, care deja mulți copii încep la 8-9 ani, iar unii chiar mai devreme, să-și administreze bolusuri de insulină. Am fost plăcut surprinsă zilele trecute când o mămică a sunat și tot încercam să ne sfătuim cum să facem cu gustarea la școală. Eu, presupunând că la 8 ani fetița totuși nu-și administrează singură insulina, am făcut eu o presupunere așa. Și de fapt era mult mai ușor decât aș fi crezut eu, fetița fără nicio problemă își administra bolus la școală, la pauză, doar trebuia să discute cu mama la telefon. Deci sunt copii care deja la 8-9 ani te poți baza pe ei inclusiv să-și administreze bolusuri de insulină. Cu implicarea mai mare sau mai mică a cadrelor didactice. Aici, da? Ok.
opresc share-ul? Sau nu neapărat? Nu văd coloana. Eu nu văd coloana. Eu văd slide-urile cum curg, cum eu vorbesc. Eu le văd normal. Da. Așa e în regulă. Da, și eu mulțumesc. Îmi cer scuze. Cadrele didactice se implică mai mult sau mai puțin. Nu există modalități de a le implica așa cum neapărat ne dorim noi. Iarăși zic, comunicarea, înțelegerea, empatia sunt binevenite. Sigur că școala are un impact asupra controlului glicemic, mai mult decât grădinița, așa cum zicea și Laura. Toate studiile arată că, într-adevăr, în perioada preșcolară, controlul glicemic al pacienților este foarte bun, pentru că copilul este aproape în permanență, să zic, monitorizat și supravegheat de către părinți. În schimb, în perioada școlară, lucrurile nu mai stau atât de bine. Poate nu la fel de rău ca în perioada adolescenței, unde sunt și mai mulți factori care intervin, dar școala își spune cuvântul asupra controlului glicemic și la unii dintre pacienți lucrurile nu mai stau așa de bine ca și la grădiniță. Există însă și reversul problemei. Există și impactul controlului glicemic asupra performanțelor școlare, mai mult sau mai puțin, din diferite motive. Sigur că există episoadele de hipoglicemie care sunt tot mai puține din fericire la purtătorii de senzori. Din nefericire, nu toți copiii poartă senzori. Avem, de exemplu, serii de pacienți în care 80% din copii au senzori. Avem serii, cum este și acum, Laura, în care foarte puțin copii au senzori. Depinde, sigur, că și de durata de la debutul bolii. Așa. Aceste episoade de hipoglicemie severă sau hiperglicemie, mai rar se întâmplă, să zic, în perioada copilăriei, episoade de dezechilibru glicemic pe parte de hiperglicemie sau cetoacidoză, pot conduce la internări repetate în spital, la absenteism școlar, iar un control glicemic de fond, glicemii crescute, cu glicate crescute, au impact asupra performanțelor școlare. La fel, variabilitatea glicemică, fie cea de fond, sigur, pe care noi observăm când monitorizăm parametrii din sistemele de monitorizare glicemică prin acel coeficient de variație, sau cele episodice legate de creșteri sau scăderi glicemice bruște, au impact asupra performanțelor școlare, asupra nivelului de atenție. Cel mai mult se citează tulburări de concentrare, chiar deficit de atenție la copii cu diabet, în special cei care nu au control glicemic optim sau variabilitate glicemică, pentru că știm foarte bine, copiii pot avea glicate în target, pot avea time in range 80% sau 75% și noi suntem relativ mulțumiți, dar când ne uităm la parametrii de variabilitate glicemică, observăm că lucrurile nu stau chiar perfect, deci mai avem de lucru, da? Și când glicatele noastre sunt de 6 sau time in range-ul este în target, iar lucrurile acestea au impact asupra performanțelor școlare. Unii copii, în special cei care au avut control glicemic deficitar, în special în copilăria mică, dezvoltă tulburări în achiziții școlare. Sigur că se pot trata teste sau examene în context de hipoglicemie. De aceea copiii cu diabet
au posibilitatea că atunci când susțin diferite examene, teste, da, să aibă acces la alimente, la glucide cu absorpție rapidă, în special, da, pentru tratamentul hipoglicemiilor, la monitorizare glicemică, da, și la telefon. Aici au fost probleme de multe ori cu acceptarea telefoanelor în timpul sesiunilor de examene, fie că era vorba de copii de școală, fie că era vorba de examene de bacalaureat. Per ansamblu se citează un absenteism școlar mai ridicat la copiii cu diabet din motive obiective, nu vorbim de motive subiective, dar totuși acest absenteism școlar per ansamblu nu modifică performanțele școlare. La congresul de endocrinologie și diabet pediatric din anul acesta a fost o prezentare în care chiar despre asta s-a discutat, despre posibilitatea sau dacă diabetul poate să afecteze performanțele școlare, și concluzia acestei prezentări, prezentată de profesorul John Gregory de la Cardiff, a fost că nu se evidențiază diferențe în ceea ce privește performanțele școlare, academice, în general, era vorba și de copii de grupe școlare și de studenți, între cei cu diabet și cei fără diabet, chiar dacă primii, cei cu diabet, au înregistrat absenteism școlar datorat bolii de fond. Totuși, au evidențiat, comparând copiii cu diabet, deci între cei cu diabet au fost evidențiate diferențe între cei cu control glicemic optim și cei cu control glicemic deficitar. Autorul subliniind că pe lângă controlul glicemic, totuși mai există și alți factori care influențează performanța școlară, cum ar fi factorii socioeconomici și cei familiali, care sigur și aceștia contribuie la obținerea și la permanentizarea, da, unui status euglicemic cât mai lung în perioada școlară. Situații posibile. Sigur că unele au fost discutate inclusiv legate de grădiniță. Cum gestionăm mesele la școală? S-a abordat problema aceasta, n-aș mai sublinia-o. Gustările pentru noi ca medici, să zic, care colaborăm cu mămicile, gustarea la școală e o problemă spinoasă. Aici găsim tot felul de soluții ca să putem să asigurăm glicemii cât mai bune în condițiile în care copiii să-și administreze gustarea la școală, cum a zis și Laura, fie dacă avem pompă de insulină, a prezentat ea situațiile, dacă avem penuri de insulină, copii care își administrează ei insulina la școală sau cadre medicale care se implică. Mulți își administrează totuși micul dejun acasă, cu gustările de la școală, ați văzut acolo care ar fi soluțiile. Prânzul la școală, ca și la grădiniță, ar fi bine ca să se cunoască meniul, părinții să-și calculeze carbohidrații, deci respectiv cantitățile de mâncare, și dacă au susținerea personalului de la bucătărie sau copilul mai mare, da, care să cântărească la școală, sau, în ultima instanță, o aproximare cât de cât, cum le zic eu la pacient sau la mămici, ochiometrică, pentru că după ce ai cântărit luni de zile sau ani de zile, ești capabil să aproximezi cantitatea de glucide de la masă chiar dintr-o fotografie pe care ți-o face copilul sau doamna la școală. Legat de hipoglicemii, n-aș vrea să insist foarte mult, este cea mai importantă prevenția, cea mai bună modalitate de prevenție este purtarea senzorului glicemic, tratamentul trebuie să fie corect efectuat, copilul să aibă acces la tratament și nu doar copilul, ci și cadrele didactice, doamna să aibă în sertar pliculeț cu zahăr, copilul trebuie să aibă în geantă, sigur, suculeț pe care și-l administrează, biscuițel, baton de cereal, în sfârșit tot ce știu ei că trebuie să administreze, inclusiv cabinetul medical să aibă vaccinii,
toate cabinetele medicale unde există copii cu diabet trebuie să aibă Baqsimi, exact cum a zis și Mihaela, să facem demo-uri cu Baqsimi expirat, ca doamnele să nu se sperie, să creadă că e cine știe ce sofisticat, se administrează foarte ușor. E foarte importantă legătura permanentă cu familia, numărul de telefon al părinților să fie la dispoziția cadrelor didactice și a personalului medical, pentru că sunt situații, din fericire, nu foarte multe, în care părintele chiar trebuie să se deplaseze la școală și să rezolve problema când e vorba de o hipoglicemie severă sau de situații în care copilul se simte rău, varsă, și atunci asigur că trebuie să intervină părintele. E o problemă spinoasă, informarea cadrelor didactice și a personalului medical școlar după ce un copil a fost diagnosticat cu diabet, când revine la școală, și atunci asigur că familia, mama în speță face treaba asta de obicei, dar și tații e foarte bine să se implice, trebuie să-i informeze cadrele didactice, învățătoarea, dirigintele, profesorul de sport și personalul medical din școală, unde există cadre medicale, cu privire la noua situație, la riscuri, în special legate de hipoglicemie, la necesitatea utilizării senzorului și la acceptarea telefonului, da? Unde copilul monitorizează și prin care părintele monitorizează glicemiile copilului de la distanță, pentru că sigur că sunteți conectați prin telefoane, da, avem toți conexiune la internet și monitorizăm glicemia copiilor la distanță. Cu acordul familiei, sigur, pot fi informați și ceilalți copii și chiar părinți în clasele mai mici, pentru ca fiecare părinte să discute cu copilul lui legat de diabetul colegului lor, de probleme care sigur că pot apărea. E o problemă spinoasă, mulți copii nu vor să comunice la școală faptul că ei au diabet și eu tot timpul le spun mămicilor și copiilor mai mari, chiar mici, că e foarte important să acceptăm realitatea, iar adevărul și comunicarea deschisă reprezintă soluțiile cele mai bune și cele mai simple, pentru că au rol esențial în menținerea și chiar îmbunătățirea. Sunt copii care părinții ne-au spus după un an, doi de la debut, că diabetul nu numai că nu le-a scăzut stima de sine, ba din contră le-a crescut stima de sine, au devenit mai conștienți de corpul lor, de eul lor, și relațiile cu colegii, sigur că poate s-au tranșat, unii s-au speriat, unii au fugit de ei, dar marea majoritate și-au consolidat relațiile cu colegii. Nu avem nimic de ascuns. Sunt foarte mulți copii care ne-au relatat că le-au arătat glucometru colegilor, senzorul cu atât mai mult este și mai interesant, penurile de insulină, pompele de insulină, astfel încât colegilor să nu li se pară că este ceva sefet sau ceva de ascuns. Și uneori este chiar cazul să fim ajutați poate de colegii noștri, mai măricei, sigur, pentru cei mai mulți relatează că au sprijin, colegii sunt foarte săritori, la început curioși, bineînțeles, după care lucrurile se așează și, în general, lucrurile decurg normal, dar e importantă comunicarea și deschiderea. Ce am mai pus aici? Am pus niște documente. Există în lumea mare documente standard pe care diferitele asociații le oferă ca sprijin pentru familiile cu diabet în momentul în care se prezintă la școală. Există documente pe care părinții le completează împreună cu echipa medicală, astfel încât cei din mediul școlar să afle care sunt implicațiile, care este rolul lor. Am văzut și sunt la curent cu faptul că, de exemplu, în Statele Unite se organizează periodic cursuri pentru personalul medical, cursuri legate de diabet, de managementul diabetului, de utilizarea pompelor și a senzorilor, strict adresate personalului medical școlar. Deci lucrurile se iau în serios, există tot mai mulți copii cu diabet
ei sunt integrați cât se poate de bine în mediul școlar și există chiar îndatoriri ale personalului medical și ale cadrelor didactice în a susține acești copii, care și ei nu numai că au dreptul, dar merită, da, să aibă un parcurs școlar frumos și ușor, dacă se poate. Nu te auzi, Mihaela? Imediat, imediat. Mulțumim, Laura. Am să încep eu cu două întrebări pentru începători. Și anume, cum procedăm în zilele de weekend și de vacanță versus zilele de școală cu ora administrării insulinei de dimineață? Pentru că cu toții știm că la momentul la care suntem internați, la debutul diabetului, învățăm să ne facem insulina, mai ales vorbind de priza de dimineață, la ora 7, 7 și un pic, așa cum este obiceiul în spital. Și mulți dintre pacienții noștri, când trec pe urmă în viața reală, continuă să-și administreze inclusiv mica insulina de dimineață, tot la 7, 7 și jumătate, deși copilul și-ar dori să doarmă un piculeț mai mult. Da? Care e recomandarea ta, Laura? Da, noi avem clar, să zic, abordarea relaxată asupra acestei probleme. Le spunem de fiecare dată copiilor sau părinților că tratamentul cu insulină, în special tratamentele cu insulinele moderne, cu analogi, analogi ultrarapizi, sunt flexibile. Ne adaptăm noi tratamentul, noi ca medici, ne adaptăm noi tratamentul stilului de viață și programului copiilor. Așa că le spunem că insulina nu este legată de oră, este legat, mă refer la prandiale, la rapide, nu sunt legate de ore, sunt legate de programul de mese. Dacă programul săptămânal este cu mic dejun la ora 7 sau la ora 8 sau la cât este, atunci este ora de administrare. Iar în weekend, mai ales la purtătorii de senzor, unde suntem, vedem în permanență glicemia copilului, îl lăsăm să doarmă, are și el un bonus de weekend, îl lăsăm să doarmă și dacă glicemiile sunt corect, sunt bune, atunci când se trezesc la 9, la 10, la cât se trezesc ei, administrăm bolusurile, micul dejun și respectiv, da, bolusul de insulină. Deci, mulți sunt șocați când le spunem lucrul acesta, sunt fericiți că au aflat că se poate și se relaxează pentru că își dau seama că pot să-și reia obiceiurile dinainte. Da. Perfect. Deci... A doua întrebare, tot pentru începători, este legată de ora de sport. Pentru că foarte mulți părinți întreabă, dar ce facem, doamna doctor, la ora de sport sau înainte de ora de sport? Trebuie să iau o gustare? Cât ar trebui să intre la ora de sport? Ce le recomanzi pacienților, Laura, legat de acest subiect? Acum depinde și ora de sport, depinde când este, ca moment al zilei. Sunt situații în care ora de sport este prima oră, la ora 8. Sunt copii care intră la ora de sport. Sigur că, în general, sunt după micul dejun, s-ar putea să fie pe vârful de acțiune al insulinei, de la micul dejun. Totul ține de monitorizarea cu ajutorul senzorului. Deci, principala condiție este monitorizare glicemică continuă. Noi nu mai dăm motivări ca să scutim copiii de la sport. În schimb, dăm adeverințe în care susținem participarea copilului la orele de sport, dar în condiții de monitorizare glicemică continuă, acces la glucide. Sigur că ținta de glicemie ar trebui să fie undeva între 100 și 200, ca să fim destul de relaxați. Dacă glicemia este sub 100, fie temporizăm, dar dacă suntem la oră, nu avem ce să temporizăm, luăm niște glucide, un baton de cereale, o jumătate de măr, doi biscuiți, să avem tot timpul suculeți cu zahăr, deci să avem tot timpul acces la glucide. Iar în general, dacă glicemiile sunt foarte mari, peste 250-300, în general recomandăm abținerea de la
de la efortul fizic, pentru că sunt alte implicații legate de deficitul de insulină și chiar de riscul de hiperglicemie sau cetoză. Dacă ora de educație fizică este ultima, riscul de hipoglicemie s-ar putea să fie mai mic, bolusul de insulină prandială s-a epuizat și sigur că riscul este mai mic, dar întotdeauna accesul la glucide este important. La purtătorii de pompe, care sunt deja mai măricei copii, care sigur că știu să gestioneze singuri, le mai recomandăm să folosească ratele bazale temporare, dacă sunt copii mai mari și sunt unii care le știu utiliza, să-și reducă rata bazală. Uneori este cazul să oprească ratele bazale pe perioada de desfășurare a sportului. Diverse situații pe care le abordăm individualizat. Mulțumim, Laura. O întrebare pentru mămici acum. E o întrebare adresată la momentul la care am lansat anunțul pentru conferința noastră. Cu ce lipim senzorii? Mămica respectivă m-a întrebat pe mine, însă eu cred, nu cred, sunt convinsă, mai bună experiență. Pe de altă parte, ce pot să spun că am observat este că unii părinți îmi spun, doamna doctor, noi lipim cu plasturele X și merge super, super, nu-i dă nici alergie și stă foarte bine lipit. După care vine o altă familie care îmi spune, a nu, noi am folosit plasturele acelea, dar la noi nu merge foarte bine, se dezlipește și îi dă alergie. Deci aici cred că experiența fiecăruia este foarte importantă, ce merge pentru unul nu se potrivește pentru celălalt. Răspunsul la această întrebare stă în fiecare dintre utilizatori. Și acum eu am să le întreb pe cele două mămici. Ce folosiți voi pentru a ține pe corpul copiilor voștri senzorul, pompele sau orice alte dispozitive? Pentru noi cel mai bine funcționează banda kinesiologică. Sincer, avem și o marcă anume, nu știu dacă este indicat. Da, eu zic că e ok, Andreea, nu facem reclamă nimănui. Deci pot să spun, este da, cea de la Lidl. Am încercat mai multe variante. Sincer, cea de la Lidl, pe lângă faptul că este foarte bună la preț, pentru noi este și cea care ține cel mai bine și nici nu produce iritații. Și la fel cred că pot să spun că am încercat cam toate variantele de plasturi. Atunci când mergem la piscină, plajă, mai asigurăm suplimentar cu fașă elastică. Vara aceasta ne-a ajutat foarte mult, pe lângă banda kinesiologică, fașa elastică pusă peste senzor sau chiar și peste pompă. Floris? Noi nu am încercat foarte mulți plasturi, noi suntem doar cu senzorul, cu Dexcom, îi merge foarte bine cu plasturele de la Dexcom, deci nu s-a iritat. Și peste punem pentru protecție și pentru liniștea noastră sufletească, că nu se deslipește pe la grădiniță în timpul activităților sau așa, un plasture hipoalergenic, culoarea pielii și îl securizăm. Dar noi păstrăm senzorul cât este indicat, adică ca la manual 10 zile, nu forțăm mai mult, tocmai ca să nu irităm pielea. Am avut probleme vreodată, Floris? O singură dată am avut problemă. Purtam că Pampers, senzorul era pe fesă, în zona fundulețului. În noaptea aceea cred că făcuse pipi mai mult și atunci am observat când am dat senzorul, era și zi de schimbat senzorul, că este foarte iritată. Am crezut că este alergie, nu știu exact ce a fost, ideea că l-am schimbat, am dat cu un săpun ceva de la dermatologic, special pentru iritații. În două zile a fost pielea ca de bebeluș înapoi, perfectă. Și de atunci nici n-am mai avut problemă, am avut grijă să-l punem undeva mai sus, între timp am scăpat și de Pampers și n-a mai fost cazul.
Perfect. Trecem acum la întrebările pe care le avem pe site. La una dintre ele am să răspund eu. O întrebare pentru mămica Avei. Ne-ar putea spune la ce grădiniță merge fetița? Fetița merge la o grădiniță din Brașov. Și e suficient asta pentru că o cunosc pe mămica care a pus întrebarea și este din București. O altă întrebare de la Lucia. Bună ziua! Noi avem senzor metronic de la stat, Guardian 3. Ne întreabă dacă pot face cerere pentru Guardian 4. Și că au senzor de 3 ani. Două lucruri sau poate chiar 3 lucruri sunt importante ca să putem trece de pe Guardian 3 pe Guardian 4. Unul este ca centrul la care suntem alocați să ne ridicăm senzorii să aibă senzor Guardian 4. Doi, să treacă un an de când ați primit ultimul transmitter de Guardian 3 și cu această ocazie rog părinții și chiar și adulții cu tip 1 care nu vor să folosească acest senzor, nu vă mai ridicați dispozitivele pentru a le da altcuiva, pentru că asta înseamnă că un an de zile întreg nu veți putea accesa un alt dispozitiv. Și 3, depinde de vârsta copilului. Dacă copilul a împlinit 7 ani, un an de când are ultimul transmițător și practic în centrul respectiv există Guardian 4, se va face tranziția către Guardian 4. Deci aceste lucruri sunt necesare pentru a beneficia de Guardian 4. O altă întrebare, cum ne putem da seama dacă insulina nu mai merge bine pentru copilul nostru? Lucrul acesta și-l dă seama, să spun așa, medicul în funcție de graficele de glicemie pe care le aveți. De aceea este foarte important, unu, ca înainte de a merge la un control, să populați cu date privind când ați mâncat, cât ați mâncat, câtă insulină ați făcut, aplicația senzorului, ca la momentul la care veniți la consultație, noi să putem să ne dăm seama dacă doza nu e bună sau insulina nu se mai potrivește. Toate felurile de insulină sunt potrivite pentru copii. Vorbim practic de Novorapid, vorbim de Humalog, vorbim de Fias, ele sunt potrivite pentru copii. Însă e adevărat că pentru fiecare în parte vine un moment la care ar merge mai bine cu un alt profil de insulină. Noi ca și medici ne dăm asta, ne dăm seama de acest lucru din raportul senzorului și din ce ne spuneți voi ca părinți, nu că vă doriți o altă insulină, ci din contră. Eu aștept de la voi, de exemplu, formularea: doamna doctor, avem nevoie de o insulină care să intre mai repede, pentru că are curte și trebuie să-și facă insulina, nu poate să aștepte și pentru că nu poate să aștepte, îi crește foarte mult glicemia după ce mănâncă. Sau avem nevoie de o insulină care să dureze mai puțin, pentru că mănâncă destul de des, vrea să facă insulină mai des și pentru că ni se suprapun insulinele, din când în când face și hipoglicemie. Adică e foarte important ca voi să simțiți cum lucrează insulina pe care o aveți acum și să vă gândiți ce ați dori mai mult de la alta. Pentru că nu există ca o insulină X face glicata de 6,5 și insulina Y va duce o glicată de 6,2. Nu. Voi și cu noi, ca medici, suntem cei care facem ca insulina respectivă să fie bună și să obțină o glicată bună. O altă întrebare de la Ana Maria. Am depus dosarul pentru senzor în urmă cu o lună, întrebarea este ce fel de senzor se dau, Guardian 3 sau 4, nu vă pot răspunde eu la asta, ci doar cei de la centrul la care sunteți alocat și unde ați depus dosarul, în funcție, bineînțeles, cum am spus, și de vârsta copilului. O întrebare spre o fetiță de 13 ani. De 2 ani, purtătoare de senzor și pompă metronic simplă, merge la not de cel puțin 2 ori pe săptămână, fără activă, bravo mămica, pentru formulare, la 3-4 ore după masă, face ca insulină prandială Novorapid. Dacă face o pauză de actualizare senzor, acesta indică hipoglicemie 50-60, dar din deget mămica verifică sau copilul verifică și are 70-80 și dacă pe această valoare ia 5, maxim 10 hidrați, după ce termină în notul face hiperglicemie.
din cauza că, bineînțeles, stă și fără pompă aproximativ 2 ore. Ce e de făcut în acest caz? Laura, ne poți ajuta tu? Da, păi diferite abordări avem, că, de exemplu, sunt foarte particulare toate abordările astea. Sunt situații în care sunt pacienți care, înainte de a-și decupla pompa, ca să meargă la piscină, își administrează bolusuri, dar pe o glicemie mai mare, nu 70, da, cum relatează mămica. Deci are o glicemie de 150 și își decuplează pompa și își administrează un bolus care noi estimăm că îi va acoperi nevoia de insulină bazală pe perioada bălăcelii, da, în piscină, și lucrurile sunt ok. Sunt situații în care ne relatează că nici nu mai trebuie să consume glucide, da, deci lucrurile evoluează conform așteptărilor. Acum, sigur că hiperglicemia poate fi cauzată în situația fetiței de faptul că stă 2 ore decuplată de pompă. Pe de altă parte, există și situații în care hiperglicemia este determinată de efortul foarte intens pe care îl depune, poate, la piscină, sau uneori noi observăm la copiii mai mici, atât sunt de fericiți și atât sunt de excitați, am putea să spunem, da, acolo în apă, încât vin cu hiperglicemii tranzitorii legate doar de un pic de adrenalină, da, pe care îl declanșează atunci în timpul bălăcelii, după care lucrurile revin la normal. Deci, în general, ne abținem în a face corecții intempestive pe acele hiperglicemii după efortul fizic. Deci, poate că a luat prea multe glucide, deși mama relatează 5-10 glucide la 70 de miligrame la 100, ceea ce nu pare mult, deci pare că i-ar fi corect. Cred că, de fapt, cele 2 ore decuplate de insulină contribuie la hiperglicemia după efort. Perfect. E destul de dificil să stea un copil 2 ore în bazin fără insulină. E destul de dificil aici. Așa este și de multe ori, practic, da, exact asta este și întrebarea și problema noastră. Stăm fără insulină sau facem sport? Urmă alegem așa cum alegem și când îi trimitem la grădiniță. E bine să facă sport și încercăm să ne construim o strategie ca creșterea glicemică de după sport să nu fie foarte, foarte mare. O altă întrebare legată de școală sau grădiniță, dau seama imediat aici, o mămică care spune așa: momentan copilul nu a acceptat senzorul, mănâncă micul dejun de dimineață, e la grădiniță, la ora 9:30 o pauză de masă, unde ia o gustare împreună cu ceilalți. Problema este că la ora 9:30, când servește gustarea, el are deja o glicemie de 160-180 și ar trebui iarăși să facă insulină ca să mănânce împreună cu ceilalți. Mămica întreabă ce recomandăm la acea gustare pentru a nu crește foarte mult glicemia și pentru a nu fi nevoită să facă insulină. Laura? Ce recomandări putem face noi? Sigur, mai puțin carbohidrați, pâine, o feliuță de pâine integrală cu ceva consistent, proteine, lipide, cât de cât se ține de foame. Asta pe de o parte din perspectiva glucidelor. Pe de altă parte, noi la mulți pacienți care nu au pompe de insulină, le acoperim, așa a spus, pe înțelesul tuturor, da? Cantitatea de insulină necesară pentru gustare prin administrarea a 2 doze de insulină bazală, 2 prize, da? De Levemir sau de Lantus, din care una din prize o administrăm dimineața, astfel încât gustărica de la ora 9:30 să fie acoperită, da? Să fie cu glicemie în țintă, fiind acoperită de insulina bazală. Sau foarte mulți copii mici, care nu au fenomenul de zor clasic pe care l-au adolescenții, au doza de insulină bazală, Lantus sau Tujeo, copiii mai măricei, administrată dimineața, astfel încât gustărelele le acoperim cu insulină bazală. Deci glucide nu prea multe, probabil nu mai mult de 10-15 glucide, și
foarte probabil e cazul de încă o priză de insulină bazală dimineața. Perfect. Acum două comentarii, dar de unul dintre ele e de felicitat mămica. O mămica care spune, din păcate, fetița mea nu vrea să-și facă la școală o corecție. Nu știm câți ani are copilul, dar ca idee, mulți copii nu acceptă să-și facă insulină la școală pentru că îi văd ceilalți, deși ar trebui să vorbim cu ei și să găsim o soluție. Motiv pentru care glicemia depășește uneori 200, dar acceptăm asta. Al doilea comentariu este că hipoglicemia știe să o trateze fără să vorbească cu mine la telefon. Bravo! Normal. Și o întrebare din partea mămicii Delia. Cum identificăm acasă cetoacidoza și în ce condiții ale valorilor de glicemie apare cetoacidoza? În primul și în primul rând, anul acesta n-am avut nicio prezentare. An la rând am vorbit despre corpii cetonici și bandeletele de corp cetonici și în acest moment există chiar și pe piața din România aparate precum glucometrele care măsoară și concentrația corpilor cetonici din sânge, care este mult mai aproape de adevăr și mult mai precisă decât măsurătoarea pe care o facem în urină. Ideea este că voi trebuie să vă gândiți la acest pericol dacă sunteți pe pen la momentul la care glicemiile sunt peste 220-230, câteva ore, 4-5-6 ore la rând, practic în care copilul vostru este și răcit, are febră, tușește, adică mai avem o altă afecțiune în general și doi, pompă de insulină, ar trebui să începeți să vă gândiți la asta la momentul la care voi ați făcut corecție cu pompa și vedeți că corecțiile nu funcționează, pentru că cetoacidoza la terapia instalează un pic mai repede și mai ușor decât la cei cu penul, pentru simplul motiv că atunci când facem cu penul avem și o insulină lentă, care face ca copilul vostru să aibă un pic de insulină totuși permanent de desubt, o bazală, să spunem așa, pe când în pompă avem doar insulină rapidă și de ultimă, a căror durată de acțiune este mult mai scurtă și la momentul la care pompa nu mai livrează insulină pentru că s-a îndoit canula, pentru că a ieșit canula, acest risc există. Deci vă recomand tuturor care îngrijiți copii și mai ales copii mici să aveți obligatoriu în casă aceste bandelete de corpi cetonici urinari sau teste din sânge care măsoară corpii cetonici pentru a vedea când au început aceștia să se formeze. Să știți că sunt copii care fac ușor corp cetonici, chiar și după o oră de hiperglicemie, și copii la care sunt necesare 4-5 ore de hiperglicemie ca să apară corpii cetonici. Deci la momentul la care aveți aceste bandelete, vă rog să măsurați de câteva ori, chiar și în condiții de sănătate, ca să vedeți care sunt condițiile în care ar putea să apară, practic, da, corpii cetonici. O altă întrebare, de la ce nivel al glicatei sau coeficientului de variabilitate se consideră un control glicemic deficitar? Laura? Aici sunt mai multe discuții, depinde de vârsta pacientului, în general la vârstă pediatrică, deci la copii se consideră un control glicemic deficitar atunci când hemoglobina glicozilată depășește cifra de 7,5. Cu mențiunea că la cei care accesează tratamente performante, analogi de insulină, cum sunt cam toți copiii din România, de exemplu, și tehnologie, sensor și pompe, obiectivele sunt ceva mai strânse cu hemoglobină glicozilată sub 7. Deci asta e ținta, eu așa le și spun la copii, să fie cu 6. Dacă este cu 5, nici acolo nu e, e foarte bine, dar în condițiile de parametri pe care noi obținem din senzorul glicemic, time in range, timpul în hipoglicemie, da, sub 5%. Ca și coeficient de variație glicemică se consideră optim sub 36%. Cu cât mai mic, cu atât mai bun. La vârstă pediatrică e destul de dificil de a obține un coeficient de variație sub 36, mai ales la vârstă școlară, dar se poate.
se poate cu multă muncă și cu multă implicare din partea familiei. Deci 7-5, respectiv 7 și coeficient de variație 36%. Perfect. E procentual. Aveam o întrebare, dar e undeva mai sus, că am început să tot citesc. O mămică, Mihaela, spune așa: băiețelului meu de 11 ani a început să-i crească nevoia de administrare unei cantități mai mari de insulină lentă Lantus. Și întrebarea este, în acest caz, trebuie scăzută cantitatea de insulină rapidă înainte de masă? Probabil că vorbim aici inclusiv de un fenomen hormonal. Suntem la vârsta 11 ani în care avem și pubertate și creștere și este normal ca nevoia de insulină să crească. Și probabil că acesta este substratul pentru creșterea necesarului de Lantus. În general, nevoia de insulină în creștere vizează atât insulina lentă cât și pe cea rapidă. Dar, în acest caz, dacă au apărut hipoglicemii pe parcursul zilei, probabil că în acest moment, totuși, nevoia de rapidă este staționară, dacă nu, cumva, ar trebui un pic coborâte dozele pe măsură ce creștem Lantusul. Acum o mămică care spune că a fost la Buzia și este mămica lui Milan din Cluj și aici le întrebăm pe doamnele doctor. În aprilie am fost la Buzia și folosea Humalog și Tresiba, glicemia era chiar foarte bună, glicata 6-8. În mai a fost montată pompă de insulină, Metronic cred că este, Paradig, cu insulină Fiasp și de atunci s-a dat totul peste cap. Glicata după 3 luni de pompă este 8,2. Menționez că a devenit un prost obicei al lui, că de fiecare dată când face sport își scoate pompa. Deci revenim la ceea ce discutam anterior și ce mai avem aici, Laura, este de fapt o trecere de la pen la pompă. Avem ceva cuvinte de spus, Laura? Da, pe de o parte, poate, nu știu cum este gestionată pompa, nu știu cum utilizează copilul, nu rețin ce vârstă are copilul, adică cât de mult se implică el în utilizarea pompei. În general pot să spun că unii pacienți au senzația sau familiile lor au senzația că dacă montează pompă de insulină, lucrurile se relaxează și că implicarea lor trebuie să fie mai mică decât cu penul. Noi tot timpul le reamintim că pompele acestea, cel puțin cele clasice, nu sunt pancreas artificial, că ei trebuie să fie mai conectați cu diabetul, că numărul de glicemii, dacă nu au senzor, trebuie să fie mai mare. Oricum, noi nu montăm pompă fără senzor la vârstă pediatrică. Deci asta e clar. Deci nu, nici nu discutăm despre pompă fără senzor. Nu știu cât de bine, ce complianță are la utilizarea senzorului. Probabil că nu sunt bine reglate ratele bazale, deci trebuie văzut cum... Exact. Vorbind de o inițiere de pompă, controlul în primele luni de pompă trebuie să fie unul foarte frecvent, aici chiar vroiam să ajung, Laura, pentru ajustarea acestor setări. Setările pe care le-ați folosit în primele una, două săptămâni de la inițierea pompei nu sunt setările definitive, sigur. Trebuie să vă întoarceți la medic, pentru că până la setările definitive, din experiența mea, trece cel puțin o lună, două luni, mai ales când vorbim de copii mici. Da? Unii pacienți, de exemplu, sunt obișnuiți să ia gustărele, mă refer la tratamentul cu injecții multiple, pe insulina bazală, care poate nu era nici aceea foarte bine reglată. În momentul în care are pompă și ratele bazale sunt chiar bune și corecte, orice aport de glucide, în principiu, trebuie bolusat. Ei nu sunt foarte conectați cu lucrul acesta, deci sunt multe situații în care pacienți cu pompă, dacă nu respectă regulile minimale, iar partea asta de complianță la tratament nu este cea mai bună, se pot dezechilibra. Sunt pacienți la care le crește glicata după montarea unei pompe de insulină. Acum, în momentul ăsta, am o pacientă adult, într-adevăr, care a ajuns de la glicată 6-8 la 7,8 după montarea pompei. O persoană foarte compliantă la tratament, dar exact asta mi-a recunoscut.
Eu am mai ciugulit, doamna doctor, cum făceam înainte pe Tresiba, iar acum pe pompă s-a văzut totul și a ajuns cu glicată 7-8. Deci așa, pompa nu aduce cu sine succesul terapeutic dacă nu te implici serios. Ok. Acum eu am să fac o mică pauză pentru a da liber, să spun așa, celor două mămici care ne-au fost alături și să le mulțumesc încă o dată că au fost împreună cu noi aici. Ne apropiem de ora prânzului și aș vrea să poată și ele să se ocupe de masă pentru copiilor și la fel am să-i mulțumesc doamnei doctor Laura Barna pentru că mi-a fost alături și anul acesta, pentru că și doamna doctor mai are ceva de rezolvat în această dimineață și voi rămâne doar cu doamna doctor Laura Pescaru pentru a continua să răspundem împreună întrebărilor voastre. Mulțumesc mult, doamnei doctor! Mulțumesc și vă îmbrățișez pe toți! Cu drag! Și mergem mai departe ca întrebări, o întrebare de super cunoscător de la Elena Preda Bris. Bravo! Întrebarea este în felul următor. ICR-ul de la o masă, vorbim deci de o pompă și, cum zic, de un cunoscător. Îmi place întrebarea pentru că reflectă asta. ICR-ul de la o masă întârziată de weekend se păstrează acela corespunzător orei la care mâncăm, respectiv ora 11, sau la masa respectivă ținem cont de ICR-ul de la micul dejun, să spun, acel ICR de dis de dimineață care întotdeauna este cel mai mic. Acel ICR pentru necunoscători este raportul între insulină și numărul de carbohidrați pe fiecare masă în parte. E o întrebare pe care mi-o adresează mult părinți cunoscători și din ce fac ei, teoretic, da, ICR-ul este cel corespunzător orei. Practic însă, am foarte mulți părinți de adolescenți și copii mai mari, la care a început deja creșterea și unde contextul hormonal este unul probabil foarte încărcat, unde, de fapt și de drept, răspunsul este exact ceea ce sugerează aici această mămică și anume că dacă în weekend servesc prima masă undeva la ora 11, nu folosesc ICR-ul de ora 11, ci ICR-ul de ora 7, 8, 9 dimineața. Pentru că este prima masă a zilei și rezistența la insulină este una mai mare. Deci își fac singur calculul, contrazic pompa pentru masa respectivă și țin cont de ICR-ul cel mai mic, să spunem așa, din zi. Ok, și vom merge să trecem la următoarea prezentare. Numai un pic, pentru că eu am uitat că mai am de prezentat ceva. Și anume cu diabetul la liceu. Și pe urmă continuăm cu... numai un pic, că nu văd de unde. Dragoș, mă ajuți? Ah, gata, am găsit cu share screen-ul, nu mai găseam butonașul de share screen. Am dat și slideshow. Ok. A intrat? Perfect. Acum, suntem la capitolul cu diabetul la liceu și mai departe. Deci vorbim de fapt și de drept de copii mari, adolescenți, în care avem furtună hormonală, pentru că avem hormon de creștere și hormoni specifici pubertății, deci încărcătura cea mai mare hormonală. Asta implică o rezistență la insulină, deci un răspuns prost, mai prost la insulină comparativ cu anii precedenți copilăriei. Și avem și buzicii, să zicem așa, de adolescență, furtuna lor psihologică. Și aș putea spune că mi se pare mult mai greu de condus corect un diabet la adolescență decât la un copil mic. Câteodată chiar și mai greu decât la un sugar, sincer, pentru că aici avem nevoie de colaborarea adolescenților. Ce spun studiile? Studiile spun că adolescenții, de exemplu, au un prag de trezire la alerte
foarte alterat, adică trebuie să treacă trenul pe lângă ei ca să-i trezească. N-are legătură cu diabetul. Asta este adolescența. Pe urmă, ce vedem și arată studiile și vedem și în practica clinică, este că adolescenții au o complianță redusă la purtarea dispozitivelor. Își doresc să facă pauze și de la senzor și de la pompă. Și, sincer, dacă n-am apucat să punem un senzor sau o pompă, este destul de dificil. Ei trebuie să fie foarte motivați ca să-și dorească acest dispozitiv atunci, la acest moment al adolescenței. Adolescenții au nevoie să se integreze și este vârsta la care își dorește cel mai mult să fie ca ceilalți și diabetul să nu iasă la iveală, dacă s-ar putea. Și din acest motiv, adolescenții ratează frecvent cel puțin un bolus de masă. Îngrijim adolescenți, să știți, care nu dau bolus toată ziua. Merg doar pe bazală. Asta înseamnă clar o asociere cu o glicată aproape de 8. Dar acesta este adolescentul. În general, nu este adolescentul rău, ci acesta este adolescentul. Ce ne aduce succesul la adolescent este dacă reușim să administrăm insulina înainte de masă, dacă reușim să administrăm insulina la fiecare masă, dacă atunci când sunt glicemiile mari reușim de la ei să obținem o corecție, pe urmă să schimbăm setul de infuzie și ai portul la 3 zile, pentru că am pompe și rapoarte de pompe care arată că am schimbat canula la 7 zile sau la 10 zile, chiar și dacă au cea mai deșteaptă pompă, e păcat ca pompa aceea să fie cea mai scumpă și cea mai scumpă și la capătul firului ei să avem de fapt și de drept canula înfundată și ne lovim din ce în ce mai mult, mai ales la adolescenții care vin din copilărie cu diabetul, de faptul că nu știu să-și calculeze carbohidrații, pentru că voi ca părinți ați făcut tot timpul asta pentru ei, pentru voi a devenit o rutină, nu mai vorbiți cu voce tare ce faceți acolo când le pregătiți pachetul, când le pregătiți mâncarea și atunci când mănâncă în oraș, habar n-au să calculeze cât mănâncă și toate aceste sisteme pe care le-ați văzut prezentate la începutul acestei conferințe, toate cer numărul de carbohidrați și, sincer, dacă vreți glicate sub 7, trebuie să dați un număr de carbohidrați cât mai aproape de realitate. Ne avem. Sunt doar câteva, practic cele pe care le-am evidențiat aici, mi s-au părut cele mai importante. Vorbim de examene, pentru că avem examenul de admitere în liceu, examenul de bacalaureat, examenul la facultate. Ce este special la un tânăr și un copil cu diabet față de ceilalți este această alegere de a cere timp suplimentar, pe de o parte, la acest examen și, doi, de a avea cu el telefonul, pentru că pe acel telefon, practic, are senzorul și, eventual, și pompa. Este important pentru a dispune de acestea două, dacă copilul vostru își dorește, pot să spun că la adolescenții pe care îi îngrijesc, jumătate din ei își doresc timp suplimentar, cealaltă jumătate nu își dorește, pentru că timp suplimentar de multe ori înseamnă să stea lasă și să fie despărțiți de colegii lor. Și atunci nu își doresc asta, își doresc să fie ca ceilalți. Însă, pentru a obține timp suplimentar și a obține permisiunea de a sta cu telefonul în sala de examen, nu pe bancă, ci pe catedră, este important ca medicul diabetolog să facă o scrisoare pentru școală, în care să evidențieze nevoia acestor două lucruri importante pentru noi. Și trei, alertele senzorului, practic în momentul în care intrăm în examen, ce învăț pacienții și familia este în primul rând să anulați alertele de hiperglicemie, pentru că în examen niciun copil nu va sta să-și facă insulină, sincer, le întrerupeți firul gândirii, trebuie să stea să se gândească, își pierd raționamentul și e păcat, da? În general, în examene nu facem corecții pentru hiperglicemie și aș lăsa active doar alertele de hipoglicemie, pentru că asta, într-adevăr, trebuie să știm dacă apare și trebuie să facem ceva. Cu atât mai mult cu cât în
sala de examen, dacă telefonul este undeva pe catedră, copilul trebuie să aștepte ca profesorul să ajungă, să-i spună, e de mică, e de mare. Important este ca copilul să știe că dacă telefonul lui cântă, este pentru hipoglicemie și să facă ceva pentru asta. Vorbind de sport, este foarte important să facem exercițiu fizic pentru că el face parte dintr-un stil de viață sănătos. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 2-3 ani vorbeam despre studiul medaliștilor, Jocelyn, este studiul care a implicat persoane care au peste 50-60 de ani de diabet tip 1, care au ajuns la această performanță fără complicații. Ce i-a ajutat să ajungă acolo sunt glicatele sub 7 și un stil de viață sănătos. Sport și fără fumat și fără obezitate. De aceea, efortul, exercițiul fizic zilnic face parte din tratamentul diabetului. Obezitatea la adolescent mai ales și ne lovim și întâlnim din ce în ce mai des acest lucru, presupune și un efect mai prost al insulinei, deci un echilibru mai greu de menținut și de obținut, presupune și valori mai mari ale colesterolului, ceea ce noi nu întâlnim la copilul cu diabet tip 1, presupune și studiile arată inclusiv o epuizare mai rapidă a rezervei de insulină. Deci încercați să țineți o greutate normală și exercițiul fizic vă va ajuta. Scutirea de sport, exact ce spunea și doctorița Barna, ne dorim să nu mai dăm scutiri de sport, ne dorim să dăm adeverințe medicale în care să susținem că copiii voștri pot face sport pentru că poartă senzor și în felul acesta vor fi avertizați de prezența hipoglicemiei. Vorbim de copii mari și adulți tineri, vorbim de șofat. Țineți cont și verificați glicemia atunci când vă urcați la volan. Dacă călătoria voastră este lungă, măsurați o glicemie sau verificați senzorul frecvent. La fel, în alte prezentări vă arătam că există mașini practic customizate în care pe bord putem să vedem și glicemia șoferului sau a pacientului care conduce. Și pentru că intrăm în lumea adulților, pentru a obține carnetul de șofer și avizul periodic pentru carnetul de șofer, este nevoie de un aviz de la medicul diabetolog că nu ați avut hipoglicemii severe în ultimul an. Deci e foarte important, încă o dată, chiar și pentru asta, să aveți grijă să preveniți hipoglicemia severă. Da? Ajungem la alcool. Aș putea spune că față de vremea la care noi eram, noi doctorii de aici, eram la vârsta adolescenților, acum lumea este un pic mai permisivă ca părinți și nu mi se pare ok. Adică aici aș vrea să trag un semnal de alarmă, da? Din punctul acesta de vedere. Când vorbim de alcool, vorbim de hipoglicemie și mai ales de hipoglicemie tardivă în timpul nopții, nu atât de hipoglicemie spontană la acest moment. Deci în noaptea în care copiii voștri au fost la o petrecere, obligatoriu la momentul la care ajungem acasă și vrem să ne culcăm, aș verifica o glicemie, dacă nu au senzor. Dacă au glicemia prea bună, 100 sau 90, trebuie să mănânce ceva și mai ales carbohidrați lenți înainte de a se culca. Și voi, ca părinți, ar trebui să fiți prezenți în noaptea aceea, pentru că dacă au și consumat alcool și mai sunt și în hipoglicemie, nu vor auzi senzorul. Și este bine ca voi să fiți backup-ul lor de siguranță. Alcoolul trebuie combinat cu mâncare și, bineînțeles, avem tipuri diferite de alcool. Vinul este cel cu impactul cel mai mic asupra glicemiei. Berea are un impact potențial hiperglicemian pentru că conține destul de mulți carbohidrați. Lichiorurile sunt o combinație de dulce cu tărie și dau efecte mixte asupra glicemiei și m-aș feri de ele, iar cele care sunt alcool cu concentrație foarte mare, whisky, vodka sau altele, așteptați-vă la efecte ca hipoglicemia pe termen lung. Limitați accesul lor. Nu vorbim doar despre diabet, vorbim de creierul și de dezvoltarea cognitivă, de fapt, și de drept a copiilor voștri, pentru că lucrează foarte mult asupra dezvoltării cognitive. Vorbim de fumat,
nu fumați. Mesajul nostru al tuturor este nu fumați, pentru că oricât de bună ați avea glicata, la un moment dat fumatul ne va aduce complicațiile diabetului, iar voi ca părinți fiți exemple pentru copiii voștri și nu fumați, pentru că nu este ok să-i spuneți copilului tu nu faci ca mine, nu este un exemplu bun. Vorbim de adolescente și fete tinere și atunci trebuie să ne gândim la contracepție, pentru că glicata la începutul sarcinii este un lucru esențial. Eu știu că voi toți vă vedeți copiii ca pe copii, dar ei nu mai sunt copii, sunt tineri și își vor începe viața sexuală de multe ori fără ca voi să știți. Trebuie să fiți pregătiți pentru asta. Trebuie să rugați medicul diabetolog să vorbească cu copilul vostru despre asta. Trebuie să lăsați copiii mari să intre și singuri la diabetolog pentru a putea avea această discuție separat de părinte. Este esențial ca glicata înainte de concepție să fie sub 6,5 pentru ca fătul să fie sănătos și să nu avem anomalii congenitale. Primele 10 săptămâni de sarcină sunt săptămânile în care copilul se formează și este esențial ca să o facă într-un mediu cât mai aproape de mediul fără diabet. Ori din aceste 10 săptămâni, 4 sunt cele în care ne întârzie ciclul. Deci în 4 habar n-avem dacă suntem sau nu însărcinate. Pentru a nu avea o sarcină, pentru că se spune sarcina în diabetul tip 1, trebuie să fie o sarcină planificată. Nu trebuie să ne trezim în fața faptului împlinit, să spun așa. Ce ar fi bine să planificăm asta, să avem glicata bună, să facem tot ce trebuie la momentul la care ne-am hotărât. Pentru a nu fi puși în situația să ne descurcăm cu ce avem, trebuie să folosim contraceptivele și contracepția este un subiect pe care trebuie să-l abordăm cu adolescenții voștri sau cu voi ca părinți și trebuie să discutăm despre lucrul acesta. Există contraceptive orale, există sterilet în funcție de vârstă, în funcție de ce își dorește fiecare și există prezervativ, care nu are aceeași potență contraceptivă, dar este foarte bun pentru bolile cu transmisie sexuală. Cum zic, intrăm în lumea copiilor mari și trebuie să recunoaștem că copiii voștri, da, trec și în această fază a vieții lor, care până la urmă este una normală. Și închei acest subiect vorbind despre vaccinarea anti-HPV. Gândiți-vă că este un vaccin care poate preveni un cancer și ea este bună și pentru fetițe, dar și pentru băieței. Vă rog să discutați asta inclusiv cu medicul de familie, da, și cu diabetologul vostru, pentru că este ceva la care ar trebui să vă gândiți. Închei cu acest citat că adolescentul și dorința lui de a fi ca toți de ceea ce primează, dar în același timp își dorește să fie unic. Acesta este adolescentul. Și trecem acum la întrebări din nou. Ia să vedem ce mai avem aici. Dacă după insulina de dimineață îi crește glicemia și abia după o oră începe să scadă, oare este nevoie să schimbăm insulina? Acum face Humalog, ar putea fi practic un motiv, dar soluția ar putea să fie și să așteptați mai mult. Întotdeauna soluția când copilul vostru crește și depășește 8-9 ani, deci încep să fie foarte evidenți hormonii și respectiv rezistența la insulină, soluția de multe ori este să așteptați un piculeț mai mult. O întrebare legată de senzor. Un adult care spune, am senzor Medtronic Guardian 3 de la program, dar nu știu ce se întâmplă noaptea după o oră de la culcare, se deconectează mereu, deși calibrează corect la orele 8 și 20. E greu să spun, poate că ceea ce contează este faptul că ne culcăm pe brațul, în somn fiind, ne răsucim și ne așezăm pe brațul pe care este senzorul și nu mai are citiri. Văd și un răspuns de la o altă pacientă, adult, verificați dacă nu cumva dormiți pe senzor. O întrebare de la o mămică. Fetița mea de 13 ani are diabet de 3 ani, de ceva timp, cel puțin o dată pe lună are amețeli. E posibil să fie de la glicemie? Laura,
Da. Păi trebuie urmărit în momentul în care are mețeli, care este valoarea glicemiei, în primul rând, să ne legăm de asta. Dacă excludem și glicemiile sunt bune în această perioadă, sigur că se poate face și un consult. Consult neurologic, consult inițial la medicul de familie, de văzut un consult oftalmologic. Trebuie văzut contextul în care apar aceste amețeli. Să încerce să observe în ce mediu apar aceste amețeli, dacă este la acasă, dacă este la școală și care este valoarea glicemiei. Nu cred că este ceva de speriat, dar totuși să nu ignorăm. Exact, exact asta vreau să spun. Nu cred că este ceva de speriat. Fluctuațiile mari de glicemie pot da aceste amețeli și trebuie exact urmărit, cum spunea doamna doctor. O altă întrebare de la o mămică de copil mic. Ce este de făcut în cazul în care avem corp cetonic în urină? Răspunsul este, vă rog, contactați medicul care vă îngrijește copilul pentru a-i putea descrie în ce situație sunteți și medicul vă va spune ce aveți de făcut ca să puteți rămâne în continuare acasă, dacă nu este o urgență sau din contră, să ajungeți la spital dacă lucrurile au depășit faza de a putea fi rezolvate practic acasă. Sunt mai multe întrebări legate de regimul de insulină, cred. Bună ziua! Noi am descoperit acum o lună diabetul la băiețelul meu de 2 ani și 7 luni și face doar sau face insulină bazală Lantus la ora 22 și întreabă dacă este ok. Ne e greu să răspundem, dar în mod clar este o insulină pentru copii și ora de administrare este cea clasică. O întrebare bună aici, Laura, am să te rog pe tine să răspunzi, spune așa. Bună ziua, am o fetiță de 6,5 ani și tot acuză dureri abdominale. Am făcut ecografie, analize la scaun și nu a ieșit nimic și mamica întreabă, poate avea legătură cu glicemiile sau poate fi intoleranță la gluten? Da, durerile abdominale apar destul de frecvent la copii, mai mulți părinți ne relatează. E adevărat că, în primul rând, trebuie să vedem dacă aceste dureri abdominale au legătură cu glicemia. Pentru că copilașii mici nu știu să descrie atât de clar simptomele și ei acuză aceste dureri abdominale. Clar că ar trebui, unul la mână, să verificăm și anticorpii pentru intoleranță la gluten dacă nu au fost verificați. Acum, întrebarea este ce a verificat din scaun. A verificat antigenul de Helicobacter, de exemplu, sau doar scaunul pentru copropar parazitologic. Nu întotdeauna ne iasă rezultatul din prima pozitiv. Și am avut surpriză cu părinți care au dat 9 scaune, că așa au înțeles, și abia în ultimul ne-a ieșit pozitiv pentru paraziți. Sincer, când apar și astfel de dureri abdominale, eu recomand și preparate din plante care nu fac rău pentru viermișori și urmărim ulterior ce se întâmplă. Și foarte mulți copilași, după ce au urmat tratamentul, au dispărut și simptomele. Cum am zis, nu întotdeauna este pozitiv. Trebuie luate pe rând și puțin investigat și urmărit. Perfect. Da. Și nu uitați, de aceea și menționam printre analize screeningul, mai ales la copii așa de mic, anual pentru anticorpii antitransglutaminază, adică anticorpii pentru boala celiacă. O altă întrebare. Bună ziua, cum credeți că ar fi mai potrivit pentru fata de șată în clasa 1 la școală, pe lângă gustarea calculată de acasă, mai împarte cu colegii sau mănâncă pe lângă gustarea de acasă și de la colegi și ajunge la glicemie peste 250? Aș spune că este un fenomen pe care îl întâlnim destul de des. Fie își împart gustarea, fie își suplimentează gustarea de la ceilalți. Până la urmă este normal pentru un copil care este în comunitate. Discutați cu ei. Încercați să stabiliți să renunțe la ceva din gustarea lui dacă vrea de la alt copil. Mi-e greu să îi culpabilizez pentru asta, trebuie doar să găsiți o soluție pentru această situație. O întrebare care are legătură cu ce a fost mai sus, ce măsuri trebuie luate în corpul apariției corpilor cetonici, da? Deci luați legătura cu medicul vostru.
O întrebare. Care sunt glicemiile țintă în nefropatia diabetică? Vorbim aici de adulți, nu întâlnim din fericire această complicație la copii. Glicemiile țintă și în complicații, ca și în absența complicațiilor, sunt oarecum similare. Într-adevăr, ghidul internațional spune că atunci când avem complicații ale diabetului, riscul de hipoglicemie, 1, este mai mare și, 2, există riscul ca hipoglicemia să ducă la agravarea, la progresia acestor complicații. De aceea, țintele sunt un pic mai relaxate. Ghidurile internaționale nu menționează ca glicemii, ci doar menționează că pentru acești pacienți care au și complicații ale diabetului, am putea ca glicata țintă să nu mai fie 7%, ci să fie un pic mai mare. 7,5-8, dar depinde enorm de vârsta pacientului, de cât de activ este, dacă poartă senzor, de exemplu, deci ar putea să fie practic anunțat de senzor că vin hipoglicemiile și să facă ceva pentru asta, pentru că până la urmă, pentru progresia către complicații sau progresia complicației în sine, important este tot să fiu cât mai aproape de glicata de 7%. Da. O fetiță în vârstă de 8 ani, o întrebare deci de la Lăcrămioara, cu diabet de 7 luni, cu cetoacidoză la debut, nu ia în greutate, nu are boală celiacă, prezintă micțiuni 2, 3, chiar 4 pe zi, micțiuni înseamnă în principiu emisiuni de urină, deci urinat. Eu aici cred că ne referim la scaune pe zi, pentru că micțiuni 2-3 pe zi, 4, e normal să facem piș de 2-3-4 ori pe zi. Cred că ne referim aici la faptul că avem scaune de 2-3, chiar 4 pe zi cu dureri de burtică, aspectul scaunului fiind normal, aparent masa musculară sub limită normală. Are 1,36 m, nu cred că avem 126 de kilograme. Ne e foarte greu să dăm un răspuns la această întrebare, sincer. În primul rând, greutatea îmi pune un mare semn de întrebare, nu-mi dau seama despre ce vorbim aici. De fapt și de drept, mama mai jos spune, adaugă că deși este foarte slăbuță, are valoarea colesterolului 211. Pentru a nu vă da indicații care nu sunt corecte, vă rog, discutați cu medicul diabetolog și eventual și cu un medic pediatru. Pare un caz care, la care alimentația ar putea să fie o problemă. Și din acest punct de vedere, cum zic, aș cere sfat mai ales de la medicii care au văzut-o până în acest moment. Nu este un caz la care noi să putem da un răspuns punctual în acest moment. Acum, o altă întrebare. Laura, în cazul virozelor, se poate lua orice tratament, sirop, dacă faci mai multă insulină și sau chiar și nu? Sau chiar și acele siropuri în care în prospect scrie că este interzis pentru diabet? Dacă este cazul, sigur că preparatele cu antibiotic, în general, conțin și zahăr, întotdeauna ținem cont la doză și ne facem ore de administrare cât să ne nimerim pe doza de insulină. Cantitățile sunt destul de micuțe de zahăr din preparate. În rest, preparate pentru tuse, preparate pentru gât, sigur că putem opta la cele fără zahăr, pentru că sunt multe siropuri care au cantități destul de mari de zahăr. Trebuie avut grijă la cei care folosesc senzorul metronic, pentru că firma ne atenționează la consumul de paracetamol. Știm că interacționează cu senzorul și 6 ore când este activ medicamentul în corp, s-ar putea ca valoarea de pe senzor să fie fals crescută. Deși foarte mulți pacienți care au utilizat paracetamolul mi-au zis că nu au văzut diferențe între glicemia capilară și cea dată de senzor. Dacă este musai să luăm, că este vorba de o febră și trebuie să intercalăm cu nurofenul, de exemplu, verificați întotdeauna glicemia și capilară. Sincer, majoritatea merg foarte bine. În rest, sigur că dacă este cazul să luăm preparate cu conținut de zahăr, ținem cont la doze, la copilași și mari, adulți, optăm clar pentru pastile și atunci nu se mai pune problema. În general, cam se specifică conținutul de zahăr pe prospect sau pe cutie.
Acum, un comentariu, dar este foarte adevărat, de aceea am să-l citesc pentru toți, din partea Deliei. Fetița noastră în vârstă de 5 ani, de fiecare dată când urmează o ușoară hipoglicemie, spune că o doare burtica și vrea să verifice glicemia de pe senzor cu aparatul și așa recunoaște episoadele de hipoglicemie. Este foarte adevărat acest lucru, hipoglicemia arată diferit între pacienți și chiar și pentru același pacient în timp, felul în care devine vizibilă hipoglicemia, prin care semnalizează că există, este unul foarte diferit de la altul. Dar foarte mulți copii mici recunosc hipoglicemia ca pe o durere de burtică. Acum eu am să mai răspund unei întrebări la fel pusă la momentul la care am anunțat conferința, și anume cum calculăm carbohidrații pentru proteine și pentru lipide. Acesta este practic un teren destul de fragil, pentru că, să știți, fiecare o face într-un alt fel, fiecare aliment necesită un alt fel de a calcula insulina, pentru că unul are mai multe proteine, altul are mai multe lipide. Dacă până acum consideram că, în general, asta e o problemă pe care să-și opună părinții copiilor de pe la 8, 9 ani, 10 ani, pentru că de la acel moment și cantitatea de mâncare este mai mare, copiii cresc, mănâncă mai multă cărniță, încep să mănânce mai mult pe stradă. Când mâncăm pe stradă, înseamnă și alimente în care avem mai multe grăsimi, care fac ca impactul pe glicemie să fie de durată mai lungă. Însă, sincer, în ultimii 2 ani, să spun, întâlnesc acest efect al consumului, să zic, de cărniță, că are impact asupra glicemiei chiar și la copii în vârstă de 1 an și jumătate, 2 ani. Deci, în principiu, este un subiect care ne atinge pe toți. Adevărat că este un subiect pentru avansați, nu pentru începători. Faza de începători este să cunosc carbohidrații din alimente și să știu să-i compensez foarte, foarte bine cu insulină. Faza de avansat este, ok, ce mă fac cu proteinele și cu lipidele. În principiu, proteinele dau un impact pe glicemie undeva pe la o oră și jumătate, o oră și jumătate, poate chiar 2, de la momentul la care au fost consumate, și lipidele undeva de după 2 ore, pe la 3-4 ore. Și de aceea noi vă învățăm ca la momentul la care mâncăm pizza, hamburger cu bucata aceea de brânză topită, sandvișuri făcute la sandwich maker, în care ați topit de fapt și de drept brânzica, sandvișul simplu, pâine, șuncă, cașcaval și pâine iarăși, simplu, consumat la rece, se comportă ca pâinea. Sandvișul cald, deci dacă această combinație pâine, șuncă, cașcaval, pâine, am băgat-o la sandwich maker și am topit brânza, se va absorbi lent și va semăna, să zic așa, cu pizza. Da? Acum, aici vin alte calcule. În principiu, teoria spune că e bine să vă calculați carbohidrații care se creează, să spun, din proteine. Deci asta este, cum zic, pentru avansați. În principiu, aș calcula o treime din carbohidrații aceia și i-aș compensa cu insulină. Dar sfatul meu este să discutați individual și individualizat cu medicul vostru ce aveți de făcut, pentru că într-un fel este pe pen, într-alt fel este pe pompă, dar când vedeți creșteri glicemice la o oră, o oră și ceva de la masă, fără nicio regulă, gândiți-vă că ar putea să fie din proteinele și lipidele din alimentul următor și pe urmă sfătuiți-vă cu medicul vostru ce să faceți pentru alimentul respectiv. Următoarea întrebare, pentru ca bazala să fie corect dozată, este adevărat că diferența dintre glicemia înainte de bazală și glicemia de dimineață să nu depășească 50 de unități de miligrame pentru un adult? Adevărul este și pentru adulți și pentru copii. În principiu, insulina bazală sau rata bazală într-o pompă corectă trebuie să ne mențină cam pe aceeași glicemie
plus minus 30 de miligrame la decilitru. Deci trebuie să avem o marjă de eroare, să spun, dar în principiu cu cât intrăm la culcare, cam cu atât ar trebui să ieșim de dimineață. Nu vă doriți să ajungeți cu glicemia de 80 dacă seara ați intrat cu 200. Bun, până la urmă, teoretic ne dorim asta. Înseamnă că insulina voastră bazală este supradozată și când o să intrați noaptea cu o glicemie de 110-120, sigur vom coborâ destul de mult în cursul nopții. Da? O întrebare, Erica zice, în 80% din cazuri am observat că senzorul metronic arată cam cu 20 de unități mai puțin decât din deget. Nu știu dacă asta este adevărat cu regularitate. Există în mod clar diferențe între senzor și capilar și diferențele sunt din ce în ce mai mari în funcție și de viteza cu care se mișcă glicemia. Întrebarea este așa, ce decizie luăm să corectăm cu carbohidrați doar de dragul unui raport mai bun, ceea ce va crește și glicata, ori o lăsăm așa. O glicată, ce este mai indicat? O glicată puțin mai mare sau evitarea hipoglicemiei? În mod clar, evitarea hipoglicemiei este răspunsul cel mai corect și sunt convinsă că Laura aici este de acord cu noi, pentru că medicul nostru ne spune că e mai grav mari decât hipoglicemia. Nu știu ce să spun, eu cred că poate că medicul vostru se referă la să stăm la glicemii mai aproape de normal, adică la 70, să spun, și răspunsul de fapt aici cel mai corect, ce este mai bine sau ce este mai puțin periculos pentru copilul meu, răspunsul stă de multe ori în peptidul C, pentru că peptidul C, nouă ca și medici și vouă ca părinți, vă spune câtă insulină mai este în copilul vostru, dar vă spune dacă mai am și vreun pic de glucagon în corpușorul copilului meu, care mă poate ajuta un pic în condiții de hipoglicemie. Dacă peptidul C este 001, apărarea împotriva hipoglicemiei va ține doar de baximi și de viteza voastră de reacție cu carbohidrați. Și atunci îmi este grijă un pic de hipoglicemie. Că într-adevăr ne gândim și ne dorim ca să nu avem hiperglicemie, pentru că studiile din ultimii 5 ani arată că hiperglicemia face la fel de rău ca hipoglicemia severă. Așa este. Voi sunteți pe o punte fină în care trebuie să evitați și hiper, dar și hiposever. Dar nu cred că vreunul dintre noi spune stați pe hipo ca să aveți glicata bună. Nu. Trebuie să încercăm să le obținem pe amândouă și de asta și copiii voștri au și glicate și 7,3 și 7,5 și 7,6. Depinde și de vârsta fiecăruia și de rezerva de insulină și de glucagon a fiecăruia. Și acum ultima întrebare pe care o mai preluăm. O întrebare de la o mămică care spune, este adevărat că enterocolita ține glicemia mică, Laura? În principiu da, pentru că în momentul în care faci o enterocolită, digestia este mult mai rapidă, motiv pentru care glucidele consumate de către copil clar că nu se vor absorbi în totalitate, dar ce am mai observat, pentru că au fost multe episoade acum în această perioadă, aproape de final de enterocolită au început să apară hiperglicemiile. Până la urmă este vorba de o viroză și știm cu toții că virozele duc la hiperglicemie. Faceți insulina dacă nu știți când mănâncă copilul după mese, putem reduce dozele de insulină și în momentul în care observăm creșterile glicemice, ușor, ușor să revenim la dozele anterioare. Dar da, poți să dea bătăi de cap, mai ales dacă este asociat și cu vărsătura. Este destul de complicat de gestionat totul, dar se poate, nu este nicio problemă. Exact. Și ideea este că de multe ori
văzut că ați făcut insulina acum, la masă, în mod obișnuit, copilul a mâncat tot, dar glicemia nu se mișcă pe senzor. Măcar la următoarea masă gândiți-vă că ar putea să fie o viroză intestinală și nu vă aruncați să faceți insulina înainte. E un fenomen pe care aș zice că îl întâlnim din ce în ce mai frecvent în ultimii 2-3 ani, aceste enteroviroze care nu sunt spectaculoase ca fenomene digestive. Nu vedem la fel de des cum vedeam vărsătură, nu vedem diaree. Copilul este oarecum ok, poate un pic mai mofturos la mâncare, dar la momentul la care mănâncă, nu se absorbe absolut nimic din carbohidrați. Adică linia este efectiv una orizontală, deși au mâncat 40-50 de hidrați. Și dacă voi faceți insulina înainte de masă, va fi unul de coborâre și inclusiv anul acesta una dintre mămici m-a sunat după ce administrase Baximii, pentru că a pățit acest lucru, a continuat să facă insulina la fiecare masă și după 2 sau 3 mese, la un moment dat, glicemia a coborât destul de mult și nu mai reușea să o ridice și a administrat Baximii. Cauza a fost o enteroviroză, ne e greu să o obiectivăm, mai ales că copilul nu are alte semne. Ce aveți de făcut, sincer, este doar un probiotic, pentru că nu varsă, nu are alte acuze, și să așteptați să treacă. Sunt situațiile în care absorpția carbohidraților se reia de-abia după 5, 7, 10 zile, depinde de fiecare copil. Ce este important să știți este că trebuie să continuați să faceți insulina lentă. Sigur va trebui coborâtă, iar la masă, dacă vedeți că nu aveți absorpție absolut deloc de carbohidrați, să vă reduceți doza de insulină rapidă. Este 100-120. Sunt situații în care copiii nu au avut nevoie de insulină rapidă câteva zile, după care încet, încet absorpția carbohidraților începe să devină evidentă pe senzor, începem să vedem glicemii de 150-160. E un fenomen destul de des întâlnit și, sincer, cred că de 2 ori pe an sună un părinte care spune că a implicație și ce trebuie voi să știți absorb sau vi se absorb foarte dificil și carbohidrații pentru hipoglicemie. Deci, în aceste situații, ce dați pentru hipoglicemie trebuie să fie practic administrat oral, pentru că din guriță încă să absorb carbohidrații. Deci ce dați? Suc, zahăr, dextroză, insistați ca copilul să țină mai multă vreme în guriță. Ok, ne pregătim să încheiem. Am să închei cu un gând și o echipă dragă mie, pentru că îmi place să știți că comunitatea face eforturi pentru voi. Există un forum care se numește Forumul Asociațiilor de Diabet. Da? Da, Dragoș? Dragoș, vrei să-mi spui ceva? Perfect! Deci vreau să închei mulțumindu-le celor de la celelalte asociații de diabet care se implică pentru voi, care militează să aveți senzori, militează să aveți și alte dispozitive accesibile prin PNS, militează pentru bursele copiilor voștri, militează pentru mai multă implicație, practic, a personalului, să spunem, școlar pentru copilul cu diabet. Cele mai multe din achizițiile noastre legislative, care sunt bune pentru voi, au apărut ca urmare a luptei pe care acești oameni, aceste asociații au dat-o pentru voi și vreau să închei
menționându-i, pentru că voi nu vedeți lupta pe care aceste asociații o dau, voi nu vedeți eforturile pe care noi le facem ca să susținem aceste activități pentru voi și vreau cu această ocazie să-i aduc în fața voastră, deși nu i-am invitat astăzi aici, fiecare, o bună parte dintre ei au avut activități și vor avea activități și săptămâna viitoare prilejuite de Ziua Internațională a Diabetului. Mă refer la INES, așa cum o știți, la Asociația Sport and Diabetes, voi îl știți pe Ionuț Drăgan ca și imagine, ca și simbol al acestei asociații, despre Ascotit, cu sigur, despre Simona, da, Luna Albastră, diabet, despre Nicol, da, Smart Management, Asociația pentru Consiliere și Educație în Sănătate, despre Miruna, diabet juvenil, este una dintre voi. Nu știu dacă am menționat pe da și eu pot și dacă am mai uitat pe cineva, vă rog să mă iertați, însă vreau să știți că luptăm pentru voi și este foarte important ca să avem și un feedback de la voi. Vreau să știți că tot ce obțineți, obțineți pentru că cineva acolo în spate luptă, că sunt părinți de copii cu diabet, că sunt persoane atinse de diabet care își doresc ca să facă lumea aceasta mai bună și același lucru se întâmplă și la macrosistem, adică în Europa, în America, lumea cercetează și caută soluții pentru voi. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Îi mulțumesc doamnei doctor Laura Pescaru că mulțumesc a fost împreună cu noi, ca și în fiecare an. Și, cum spun, vă invit anul viitor, o comitem în persoană, fizic. Vă voi anunța din vreme ca să știți să vă puteți, practic, înscrie și sper să ne vedem ochii în ochi și să ne putem îmbrățișa așa cum am făcut-o atâția și atâția ani la rând. Vă mulțumesc și vă iubesc din tot sufletul meu. Pa, dragilor!